Calea spre Mântuire, cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a celei mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi postat zilnic slujbe transmise live din România și din Muntele Athos, predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara, Doamne ajută și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Răzvan Ionescu de la Paris. Sărut dreapta, Părinte, și bine Doamne ați revenit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că ați acceptat o nouă provocare la dezbateri și dialoguri duhovnicești. Ați ce să facem, răspund la provocări. Aleluia! Înainte să intrăm în discuții, invităm pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât în partea a doua emisiunii să le putem adresa Părintelui. Vă invit să dați un like, să distribuiți acest live și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Așa cum ați putut vedea din titlu, tema din această seară, foarte interesantă, cel puțin pentru mine, cum apărăm Ortodoxia. Și spun cel puțin pentru mine, pentru că în ultimele două luni, trei, am avut o revelație, în sensul că m-am ciocnit cu realitatea dură a activității diferitelor organizații, confesiuni, din social media și, într-adevăr, chiar mi-am pus și o întrebare până la urmă, cum apărăm Ortodoxia? Așadar, Părinte, aveți cuvântul. Încep cu începutul, da? Vă spun din start că nu am un răspuns prefabricat și că răspunsul efectiv se construiește acum. Cred că cadrez foarte bine cu intro-ul dumneavoastră, că dacă vreți acest canal să răspundă atacurilor progresiste și atee, bun, asta deja este vorba de o apărare în fața unui atac. Deci, vedeți, mentalitatea este cumva mentalitate de om sub asediu. Da? Asta este realitatea. Adică deseori ne trezim, cel puțin în impostaza aceasta, în postura aceasta, de faptul că ne simțim cumva asediați de lucrurile care se întâmplă cu noi. Sunt foarte multe de spus, nu o să ne ajungă două ore, dar o să punctăm așa câteva. Repet, să nu credeți că am venit cu ceva pregătit, în sensul că am în cap să vă fac un fel așa de curs despre cum apărăm. Dar mentalitatea aceasta, cum apărăm Ortodoxia, sau preocuparea aceasta, sau căutarea aceasta, este deseori o găsesc pur și simplu în viața bisericii, pur și simplu, pentru că resimțim cu toții stări de urgență, de necesitate, de în sfârșit, de atac, le putem spune, asupra valorilor noastre și implicit ne punem în postura aceasta defensivă. Deși unii ar spune că cea mai bună apărare e atacul, deci cumva ar trebui la rândul nostru să vedem cum atacăm noi. Dar pe cine atacăm? Cine atacă Ortodoxia? Eu am văzut un pic așa mici comentarii
înainte, așa în preambulul emisiunii, în sensul că anunțasem că voi interveni pe tema asta și de ce am așa, mi-e drag să intervin pe tema aceasta, pentru că vedeți, în viața bisericii ne-am fi fericit să fim mari ai apărători ai ortodoxiei. Da? Deci corespunde, e un statut foarte frumos pentru cineva care este creștin, că el a apărat ortodoxia. Pentru că vedem din viețile sfinților că au apărat ortodoxia. Dar cum a apărut ei ortodoxia? Au apărat și de fapt când spun ortodoxia, pentru mine înțelesul e de biserica, pur și simplu. Deși ortodoxia, de exemplu, dacă intrăm un pic în trăitorii creștini despre care ne vorbesc despre ce este ortodoxia, vedeți, Părinte Rafael Noica, firea omului, sau al Părintele Miron Mihăilescu, pe care tot îl traduc, vorbește de starea în adevăr a omului. Vedeți, ortodoxia de fapt este chipul în care pot să-L trăiesc pe Dumnezeu așa cum a vrut Dumnezeu ca eu să-L trăiesc, dacă pot să spun așa. Da? Și atunci, sigur că merită apărat. De ce? Pentru că noi nu apărăm o branșă, o întrepriză, o transnațională, știți, biserica poate fi considerată cea mai mare transnațională, până la urmă, din lume. Adică e ceva impresionant pe toate continentele. Dar slava lui Dumnezeu este omul în care se face simțit Dumnezeu însuși. Da? Deci cea mai bună apărare a ortodoxiei este pur și simplu cum suntem noi. Cum trăim noi această ortodoxie, da? Deci de-aia zic că nu pot să vin de pe statutul omului care, sigur că e foarte tentant așa să credem noi că apărăm, că suntem la nivel ortodox, adică general, așa că noi facem o lucrare care acoperă mase și așa. Dar realitatea mea din parohie, din intersectarea cu oamenii, din intersectarea cu mine însumi, vorba Părintelui Proclu, că pe oriunde mă duc, tot de mine dau. Da? Toate realitățile acestea, văzând neputința noastră, îmi dau seama că Dumnezeu poate să facă o lucrare în pofida neputinței mele și poate să apere prin Duhul Sfânt. Nu vă îngrijorați ce veți spune, că vi se va da vouă în ceasul acela. Da? Pentru că nu voi veți fi care poți vorbi, ci Duhul Sfânt va vorbi prin voi. Da? Mântuitorul e foarte limpede. Dacă e ceva de apărat, apropo de apologia apologetică, da, apologia specifică vieții bisericești este inspirație a Duhului Sfânt, turnată pur și simplu această inspirație, ca la cinzecime vine Duhul și îi poartă pe oamenii aceia, ne spune lucruri pe care ei nu ar putea ei singur competențelor să le scoată. Deci apărarea noastră e în aer, e în cer, e inefabilă, nu e o chestiune pe care o pun în raft și scot apărarea cu ortodoxie. Da, dacă stau să mă gândesc la raftul meu, haideți să vă arăt ceva, că sunt atât de mândru. Bucuros, pur și simplu, că am această carte. Vedeți? Wow. Apărarea Sfinților Isihaști, Sfântul Grigorie Palama. Este o carte scrisă de Jean Mendorf. E și în greacă și în... Scuze că n-am... Asta se vede că e un exemplar. Oricum nou, n-am deschis-o chiar în întregime, că sunt pagini de tăiat, vedeți, în greacă, în franceză. E un monument. Română nu este? Română? Poate Părintele Roger Coresciuc să fie atins. Și Doamne ajută! Pentru că el se specializase pe Sfântul Grigorie Palama, trebuie văzut. Dar a fost profesor. O carte de autor, adică el a tradus operele direct și în special omiliile, din câte am văzut. Deci nu știu dacă... Dar vedeți, cel mai, pentru mine, cel mai viu în toată opera Sfântul Grigorie Palama e lucrul acesta. Dar haideți să facem așa ca la cursul meu de la Centrul Duminitul Stăniloae. Hai să vă surprind un pic cu minunile de aici, dacă tot a venit cartea în mână, așa, la inspirație. Până găsiți, îl salutăm pe Părintele Roger, mi-a fost profesor, un om și un preot deosebit și mulțumesc pentru profesor de omiletică, un om cu totul și cu totul deosebit. Și e molipsitor cu dragostea față de Sfântul Grigorie Palama. Dacă stai în proximitatea lui, nu știu, o oră, gata, te molipsești de evlavie și de dragoste la Sfântul Grigorie Palama. Și mai spunea că e un sfânt așa care nu prea e accesibil pentru oamenii de rând, în sensul că omul de rând poate nu are evlavie, că e teolog, e isihas și așa mai departe, dar a zis că el e în felul următor. Te rogi la el, insiști, nu răspunde imediat, dar când îți răspunde, îți toarnă, nu mai știi pe unde să spui, gata, oprește-te că mi-ai dat prea mult. Chiar povestea că a avut el o minune în viața lui.
Părintele Roger a stat ani îndelungați în misiune aici, în Occident, ca să spunem așa, așa că ne știm bine. Și știu preocupările și sigur că mă bucur nespus pentru lucrarea pe care o face în facultate. Am găsit acum oarecum aici. La prima întrebare. Deci, Sfântul Grigorie Palama se apucă să scrie tomurile acestea, să spunem așa, prin faptul că este interpelat de scrierile și zicerile unor oameni care nu aveau experiență duhovnicească și se pronunțau asupra unor realități din biserică fără să le cunoască. Da? O să traduc direct așa în franceză. Sunt acuzați monahii de ignoranță. Ce să răspundem? Am auzit spunând de unii că trebuie să cauți înțelepciunea profană și că monahii, pentru că nu o au, nu pot să evite ignoranța și falsele credințe. Chiar la ajung la impasibilitatea cea mai mare, nu putem să obținem perfecțiunea și sfințenia decât dacă am urmări educația elenică. Bun, și continuă așa, și asta în preambul. Și spune așa, foarte frumos, extraordinar. M-am simțit incapabil, spune Sfântul Grigorie Palama, să răspund la aceste lucruri. Din cauza aceasta am păstrat tăcerea în fața lor. Dar astăzi îți cer, Părinte, cu P mare, deci Părinte Ceresc, să mă înveți ce trebuie să le spun, pentru ca să apăr adevărul, pentru ca să fiu gata, așa cum spune Apostolul, să dau răspuns în privința nădejdii noastre. Da? Deci nu a căutat să se producă cu chestiile acestea. Da? El a tăcut, a tăcut, a tăcut, dar la un moment dat atacurile s-au întețit și erau tot felul de acuzații. Disputa a fost întâi de toate cu Varlam de Calabria și cu alții, cu Achindin și în sfârșit sunt mai multe nume acolo, dar în special cu Varlam. Varlam, ca să spun așa complicat ca într-o facultate de teologie, acorda o valoare soteriologică învățăturii filozofice, adică îi dădea un rol în planul mântuirii, adică dacă o înveți te ajută la mântuire, pe când Sfântul Grigore Palama distingea între cunoașterea lui Dumnezeu, care este pur și simplu ancorarea prin experiență de Dumnezeu cel viu, da, prin practica bisericii, diferită de diversele filozofii. Da? Ca să înțelegem un pic problematica. Nu știu dacă e complicat sau nu. Lucrurile sunt, cum să spun, sunt baza, să spunem, să înțelegem că Sfântul Grigorie Palama a făcut un gest de apărare. Și de ce spun aceasta de apărare? Pentru că, vedeți, el, ăsta e titlul, da? Deci deja titlul vine în franceză, Défense des Saints Isihaste, apărarea sfinților isihaști. Défense, asta a dat în viața bisericii cuvântul apologie, apărare, da? Și respectiv disciplina numită apologetică, despre care o să intervin peste câteva zile la Constanța, adică o disciplină care ar putea să aibă ca mobil, ca rânduială, să spunem, nu apărarea lui Dumnezeu cu armele rațiunii autonome, pentru că aceasta este o imposibilitate. Noi avem în catedrele noastre dogmatică o parte care cuprinde această apărare, în care sunt niște argumente filozofice de ce ar exista Dumnezeu. Apărarea existenței lui Dumnezeu, hai să fim serioși. Cine, în primul rând, sunt depășite deja ca problematizare, vă spun. Noi le învățăm așa ca un fel de istoria ideilor, dar nu mai mult. Dar propunerea pe care am făcut-o cu ani în urmă prin intermediul unor volume cu Adrian Lemeni împreună, cu Sorin Mihalache și cu mai mulți acolo, a fost să considerăm apologetica ca o teologie, o teologisire a apologiilor, adică o dezvoltare teologică a apologiilor, care sunt niște realități în viața bisericii și pe care trebuie să le aprofundăm, să le înțelegem și ne ajută, pur și simplu, să ne apropiem de lucruri inspirate de Duhul Sfânt. Și cercetarea textelor inspirate de Duhul Sfânt este un lucru sfințitor și pentru noi. Da? Am încheiat toate parantezele astea, am revenit acum. Deci, vedeți la Sfântul Grigorie Palama, ca să luăm modele concrete. El pe cine apăra? Apăra pe Dumnezeu? Complicat să spui că un om apără pe Dumnezeu, că Dumnezeu are posibilități nebănuite de a se apăra. Dar în același timp se poate la limită și spune că, după cuvântul Mântuitorului, că dacă voi nu vă veți rușina de mine neamul acesta, nici eu nu mă voi rușina în fața
Tatălui Ceresc la judecat. Da? Deci cumva nerușinarea aceasta vine din faptul că dau mărturie, exact cum spunea și aici, dau mărturie de nădejdea mea, de în cine cred și care este nădejdea mea. Da? E, în sensul acesta poate să existe apologie. Acum, ajungem iar la cum. Da? Cum? Cum apărăm ortodoxia? Întâi de toate trebuie să înțelegem ce e ortodoxia. Am schițat deja așa. Pentru mine, cuvântul acesta ortodoxie, bun, el există pentru că a apărut confesionalitatea, adică au apărut și alte căi de a exprima, să spunem, credința bisericii, o altă cale decât cea ortodoxă, da? Și așa au apărut confesiunile creștine. Și trebuie să știm că acesta este un lucru istoric, pur și simplu a apărut această confesionalitate, adică alternative la ortodoxie. Și ortodoxia nu are cum să se schimbe în timp, pentru că ori ești ortodox, ori nu ești ortodox, da? Ortodoxia este catolică, da? Deci un ortodox este catolic, da? Azi o spunem, da? Catolic însemnând universalitate prin faptul că ortodoxia fiind fundamentul și adevărul, da? Ea are universalitate. O părere oarecare nu poate să aibă universalitate. Universalitatea o are numai credința care este așa și nu altfel, adică credința pe care ne descoperă viața bisericii dintr-un început, pentru că referința noastră a tuturor cultelor creștine este biserica dintr-un început, până la urmă. Adică aici nu ne putem păcăli nici unii, nici alții. Vedem că în primii 1000 de ani am funcționat împreună, mai mult sau mai puțin, și cumva avem reperele credinței, primele 7 sinode ecumenice, cel puțin chiar 8, am putea să spunem, sunt foarte lămuritoare. Credința, corpusul, dacă putem să spunem așa, s-a format atunci. Deci nu avem dubii despre care a fost credința acestor oameni și cum a funcționat credința în primii, să spunem, mai mult sau mai puțin 1000 de ani. Da? Bun. Deci, ortodoxia pentru noi, de fapt, noi când vorbim în limbajul acesta și spunem ortodoxia, de fapt, pentru noi este viața bisericii, pur și simplu. Ortodoxia e biserica. Dar biserica nu instituțional numai. Adică nu în sensul că doar mă gândesc la comuniunea tuturor acestora. Și asta aș vrea, dacă e nevoie, să apăr. Da? Dar aceasta o apăr prin viața mea, prin faptul că sunt în comuniune viu cu acești oameni. Și viul acesta e toată miza. Da? Pentru că, repet, cum am spus și înainte, slava lui Dumnezeu este omul angajat în Dumnezeu. Adică omul care le exprimă pe Dumnezeu. Omul care se face transparent pentru ca Dumnezeu să se vadă prin el. Și lucrul acesta se întâmplă în firescul vieții noastre. Deci dacă căutați apărătorii ai ortodoxiei, nu pe cei mai mari, sigur, apărător al ortodoxiei este orice om care în chip firesc trăiește viața bisericii. Pentru că el apără de diverse deformări, chinuiri, interpelări, zbateri și așa mai departe, însă și chipul pe care l-a lăsat Dumnezeu în această lume pentru ca oamenii să-l cunoască, după acel cuvânt, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci o raportare corect la propriul meu suflet și la Hristos lucrător în propriul meu suflet mă face nu mai ortodox, dar și apărător al ortodoxiei. Da? Și sunt situații în care unii oameni trebuie să intervină mai public un pic, pentru că atacurile care spunem noi, adică răstălmăcirile, interpelările și așa mai departe, se petrec public. Și atunci un atac public cheamă un răspuns public. Da. Eu de curând, de exemplu, m-au agățat și pe mine într-un dosar care a stârnit multă lume. M-au agățat în sensul că mi-au cerut cuvânt. Și am zis, dacă văd ceea ce vreți să publicați, vă dau răspunsul meu, că n-am nimic de ascuns. Bun, ok. Le-am dat răspunsul, au ales o parte din el, au publicat a doua zi, dar cu niște titluri și intertitluri și nu știu ce, care contraziceau prima parte a răspunsului pe care o dăsesem, care n-a mai intrat acolo, da? Și care, pur și simplu, de fapt, era o răstălmăcire a ceea ce am spus eu. Deși au dat partea aia foarte corect ce au reprodus. Dar partea cealaltă, adică titlurile alea, nu ar fi trebuit să existe. Pentru că era foarte clar din partea pe care n-au dat-o că erau contrazise de lucruri respective. E înfricoșător să facă cineva așa ceva.
Da? Bun. A trebuit să mă apăr. Să mă apăr în fața ce? Să mă apăr în fața acestei situații de răstălmăcire. Da? Deci imaginăm un pic în trecut, pentru că și azi răstălmăcirile pot să coste în termen de viață. Da? Și, slavă Domnului, au fost drăguți, să spunem așa, și au dat un drept la replică. Da? Eu nu știu câtă lume n-a pierdut prin faptul că poate s-au gândit și părintele acesta nu știu ce a făcut în privința mea. Nu știu dacă nu cumva lucrurile sunt pur și simplu, nu mi s-a adus un prejudiciu. Prejudiciul meu de imagine, nu, asta este, n-are nicio treabă. Dar prejudiciul este pur și simplu în tulburarea și în rănirea oamenilor care au încredere în cineva care le dă repere astfel încât să se agațe de Dumnezeu. Da? Deci, în condițiile acestea, am dat acest exemplu contemporan pentru a înțelege cumva că în viața bisericii au intervenit tot felul de situații în care, prin răstălmăcirile respective, ne trezeam că lucruri care erau limpezi pentru omul creștin, pentru cei din afară nu erau limpezi deloc și provocau scandal, tulburare și erau vieți amenințate. În felul acesta au existat apologiile. Da? Și apologiile, apologii și apologetica, nu e echivalență între ele. Apologiile sunt scrierile concrete de apărare. De exemplu, Sfântul Iustin Martirul și filozoful, cred că e primul autor creștin. Bine, după Sfântul Apostol Pavel Areopag, da? E primul autor creștin, să spunem așa, de o vizibilitate extraordinară și de o bărbăție extraordinară, pur și simplu. Cheamă și filozoful pentru că a propovăduit creștinismul cu haina de filozof pe el, spunând că e cea mai frumoasă filozofie și cea mai adâncă. Deci, vedeți, dacă vedem lucrurile acestea, ne dăm seama că chestiunea aceasta a apărării este dintr-un început în viața bisericii și a traversat 2000 de ani. Filonul acesta apologetic nu se găsește numai în perioada anumită a apologeților, adică primele un secol 2, să spunem așa, nu 3 maxim, 2, 1, 2, ci pur și simplu e un filon continuu, pentru că Duhul în continuare, acolo unde e nevoie, poate să stârnească în om cuvânt de, cum era la Sfântul Grigorie Palama, de răspuns față de nădejdea noastră. Da, dacă am spus lucrurile acestea, înțelegem că până la urmă e și o firească preocupare astăzi că unii oameni vor să apere ortodoxia. Nefirească în clipa când eu, cu ale mele și cu neputințele mele, mă găsesc în mare apărător al global al ortodoxiei. Văd tot felul de comentarii câteodată și tot felul de preocupări care vezi că omul a ieșit din așezarea lui și interpelat fiind de lucruri care circulă scrise, care nu sunt toate veridice, nu sunt toate cum trebuie, nu se da. Asta trebuie să cauți un discernământ să poți și e foarte greu, uneori n-ai pur și simplu, n-ai neapărat mijloacele necesare ca să poți să discerni, pentru că nu știi ce în spatele lucrurilor respective. Dar există o tendință, hai să spunem, firească, frumoasă noastră de a apăra minunea aceasta care este biserica și viața bisericii și ortodoxia și tot ceea ce simțim noi. Dar personal refuz hierupismul acesta care ne atrage pur și simplu de a spune da, dacă intervin și am multe like-uri pe internet, am dat lovitura, sunt un mare apărător al ortodoxiei. Să alege praful și de like-urile alea și de apărarea ortodoxia mea. Pentru că dacă nu e în Duhul Sfânt, întrezmesc să spun, în Duhul Bisericii, Dumnezeu nu va perpetua lucrul respectiv, pentru că aduce stricăciune. Orice nu e în Duhul lui Dumnezeu, în ultimă instanță poate să aducă stricăciune în viața bisericii. Se pot perverti tot felul de lucruri în altceva. Da, asta a fost și strategia noastră, adică nu am încercat niciodată să atacăm frontal o problemă, ci să zidim cărămidă cu cărămidă, life cu life, o gândire și o așezare duhovnicească mai degrabă a noastră, în primul rând, și a celor care ne urmăresc, astfel încât, indiferent de forma sau de forța atacului, cum va fi el, din orice parte, oamenii, în primul rând, să poată absorbi șocul respectiv. Și asta, întrebarea mea era legată de, întrebarea mea este legată de cum gestionăm această unealtă incredibilă care devine foarte ușor o armă, și anume rețelele de socializare. Pentru că suntem imediat tentați să comentăm, să ne implicăm în discuții, zic eu, sterile, fără finalitate, fără sens, fără început și fără sfârșit. Bine, dacă vreți o măsură așa acoperitoare a toate, care este sigură, este ascultarea pe care o am prin duhovnic. Da? Deci aici nu mai am ce dubii să mai fie. Adică și nu toată lumea e făcută pentru a interveni pe rețelele respective.
Deci dacă eu folosesc rețeaua aceasta numai pentru ca să-mi exercit, să spunem, interesul meu personal pentru anumite lucruri și ea nu e o lucrare a bisericii pentru care am primit chemare și pentru care am primit o înzestrare până la urmă, da. E un pic complicat. Adică, sincer, eu am destule intervenții în ultimii ani, da? E foarte atractiv când intervii o dată, de două, de trei ori, de cinci, de zece, nu știu cât. Da? Dar nu suntem pe TikTok aici, că tot timpul sunt recompensat de nu știu ce și atunci nu se mai termină. Dacă, cum să spun, am transferat TikTok-ul pe altceva. Da. La un moment dat e totuși greu să ai disponibilitatea aceasta, nu ești tot timpul în starea, da, să poți să faci lucrul acesta. Deci dacă, adică o măsură a lucrurilor este chemarea pe care o primești. Mi-amintesc de un confrate care era mult mai în vârstă ca mine pe internet, care m-a luat în șuturi de la început. Dar cine te crezi tu că intervii, că nu știu ce și mai departe? Întâmplarea face că eram solid în fața acuzațiilor respective pentru că eram din ascultare în locul respectiv. Exact. Era tot. Și asta m-a salvat. Dar, de exemplu, când am primit ascultare să nu intervin deloc o vreme, la început mi-a... Doamne, ce liniște și ce pace ai. Pentru că nu mai stârnești duhuri și stări și oameni și așa și neputințe și nu știu ce. Ești liniștit. Dar la un moment dat, după ce a trecut o lună, două, așa cumva, a început să mai lipsească. Da. Dar bun, asta a fost măsura mea. Și bun, a venit binecuvântarea să fac din nou, să continui. Da? Dacă îmi dădea ascultare tu să taci de acum înainte, gândiți-vă că în mănăstire au fost oameni care au primit ascultare să nu spună nimic. Și toată viața au crezut că-s muți ceilalți. Și după aia s-a descoperit că ei doar au împlinit ascultare. Deci gândiți-vă la ce măsuri pot unii oameni să ducă. Deci dacă vreodată primesc ascultare să tac, se va termina cu mișcarea aceasta mediatică și asta va fi. Dar și aia va fi o apărare a ortodoxiei, pentru că ascultarea mea va rodi, Dumnezeu știe, da? Dacă poate să îngăduie în sufletul duhovnicului meu să pună un astfel de îndemn, nu vorbi, ci taci. Cred că o să iasă flăcări din ochii mei și ce o să, dar asta e. Pentru că știu că în perioadele în care așa tac, se acutizează așa. Adică ai mai ales ca preot, vreau să spun, deci ai o sete și o foame și o arșiță pur și simplu să te exprimi, să te ocupi, să te investești, să faci, să nu știu. Da, e un zel, să spunem așa. Și cine cunoaște zelul ăsta știe că nu poate fi înăbușit ușor. Dar există forme și forme de a-l face. Unii fac prin tăcere ceea ce fac alții prin cuvânt. Noi în parohia noastră am avut 7 ani pe cineva care a apărat ortodoxia. Pe cum a apărat-o? Pe monah. Prin tăcerea lui și prin cum era el, Doamne, a exercitat o lucrare în parohia noastră externă. Toți aveau numai dragoste și inclusiv și eu am profitat să mă spovedesc ani de zile când îl prindeam așa pe lângă duhovnicii mei, să spunem așa. Nu trebuie să fie mulți, da? Eu am un episcop și un preot, adică cumva merg cele două împreună. Dar zic pur și simplu, când mai prindeam, mă mai spovedeam într-o parte și în alta pe unde puteam. Și la el, de exemplu, mi-a fost foarte de folos, da? Deci spun că, revenind la rețelele de socializare, rețelele acestea de socializare sunt, de fapt, redutabile și cu plus și cu minus. E ca și cum îți crește intensitatea, ai și bonus și malus. Adică dacă ai lansat o chestie proastă, apoi te costă scump. Dacă ai lansat o chestie bună, apoi te costă scump. Nu știu cum fac alții cu prinderi foarte mari. Părintele Vasile Ioana, de exemplu, care e aproape că Trinitas, numai el singur, așa ca urmăritori. Dar cu siguranță că... fiecare își caută un echilibru lăuntric prin duhovnic și îl roagă pe Dumnezeu să nu-l lase. Pentru că e foarte grea o astfel. Și părintele Constantin Necula și părintele Visarion făcea și părintele Calistrat și alții și alții și alții, mulți alții. Sunt unii, văd pe Facebook, cu niște scoruri, să spunem așa, de urmărire și așa mai departe, care îmi dau fiori, mă uit așa, extraordinar, foarte bine. Fiecare cu lucrarea lui. Exact. Și e loc pentru toată lumea. Numai că modul acesta de lucrare nu e chiar pentru toată lumea, în sensul că
toți au apetența aceasta, toți au căutarea, să spunem, care corespunde unei ordini lăuntrice, să spunem așa, să se poată manifesta. Adică niciun caz nu se poate inventa că azi, dacă vrei să faci misiune, este obligatoriu să te ocupi de Facebook. Dar nici vorbă. Unii pur și simplu își văd în parohia lor de treabă și apără ortodoxia, că vorbim de apărarea ortodoxiei. Păi cum sunt ei acolo? Sunt o nădejde vizibilă și tangibilă pentru oamenii în jurul lor și întăresc pe oameni în ceva care pur și simplu nu are echivalent cu faptul că eu ating oameni la distanță, dar îi ating în coordonatele acestor posibilități, adică am și n-am contact cu ei cumva. Părintele Miron Mihăilescu, de care tot am vorbit, așa arăt cartea, că acum iese și volumul 2, acum încă nu mi-a ajuns în mână, dar volumul 1 a ieșit din nou, găsiți la Sofia. Am distribuit pe Facebook, da, da. Da? Deci găsiți acum, sunt minim câteva sute de exemplare acolo. Am ținut mult, pur și simplu, ca să se găsească în țară și sunt în acest moment, sunt disponibile. Dom'le, omul ăsta cu o mână de oameni, deci avea parohia, cu parohia nu putea să vorbească ce vorbea cu oamenii ăștia acasă. Pentru că am simțit din ce mai spunea în cartea aceasta, că nu că îl desconsiderau, dar nici nu luau în serios ceea ce spunea el până la capăt. Ori el vrea până la capăt. Și oamenii atunci rămâneau cu foarte puțin sau cu nimic aproape, da? Unii dintre ei, zic. Dar cu cercul lui de prieteni le spunea, uite, pentru voi, pentru prietenia voastră, mă simt îndemnat de însuși Hristos prezent de față aici, pentru că doi sau trei ne-am unit în numele lui, să scot cuvânt pentru a vă edifica viețile voastre. Și așa s-a născut acest cuvânt 30 de ani. Cărțile astea mi-a scris un ierar, pot să spun cu voce tare că nu e nicio problemă, nu-l expun cu nimic. Nu, mi-a cerut ea să nu le expun. Nu le expun pur și simplu. Deci cartea aceasta îmi spune despre ea preasfințitul Ignatie al Hușilor că este o comoară. Știam și eu că e o comoară. Dacă am mai spus-o încă cineva, zic și mai tare. Este o comoară, pur și simplu. Și se poate comanda de la distanță. Adică poți fi oriunde în țară, Sofia și da. Bizantina pot... E site-ul celor de la Sofia, sigur. În orice caz, o să vorbesc de ea la fața locului miercurea următoare, dacă ajută Dumnezeu. Da, miercurea următoare suntem pe 21, deci miercuri pe 21 la Sofia, la ora 18, din cât știu eu. Voi vorbi și în contextul acestei cărți și în contextul altor lucruri, dar voi vorbi în mijlocul cărților, voi vorbi și în mijlocul cărților pe care, la care m-am străduit și care vor fi acolo și se vor putea lua. Bun, deci revenind la rețelele de socializare, nu toată lumea poate să intervină pe rețelele de socializare. Pentru că nu avem abilitatea aceasta, e foarte problematică intervenția pe rețele de socializare, pentru că ai un canal de TV la dispoziție și poți să spui prostii, se ducă în toată lumea, sau poți spui lucruri bune, se ducă în toată lumea, dar trebuie să ai codificarea asta bună. Eu îndrăznesc să spun că Duhul Sfânt se exprimă și prin rețelele de socializare, așa cum Calistus Suer, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că Duhul Sfânt, vă arăt doar cărți așa din el ca să identificați, da? Asta e versiunea în franceză, cea mai bună carte a lui, nu știu, a fost ceva, cartea asta este extraordinară, Părăția Lăuntrică, vedeți, în franceză, în română. Da? Da, da. Deci, fascinantă cartea asta. Și el spunea că crede că Duhul Sfânt se poate exprima și prin cuvinte. Și bun, cuvintele Scripturii este o evidență, dar și prin alte cuvinte date de autori mai puțin celebri decât apostolii, da? Totul e să căutăm, să vrem prin lucrarea noastră, nu să ne confortăm simțul nostru de nu știu ce ar fi, ci pur și simplu să facem o lucrare al bisericii. Și Dumnezeu se bucură să ne vadă cutezători, pur și simplu, implicați în această lucrare, dar să ne știm limitele, să știm că nu fondul lucrurilor nu se petrece prin inspirație omenească, ci prin inspirație dumnezeiască. Iar oamenii aceștia au primit confortul acesta că va interveni Duhul Sfânt și va ajuta, pentru că ajungeau în contexte în care nu îi apăra nimeni, da? Deci apărarea lor ce era? Era numai Duhul Sfânt și nu prea putea. Și erau expuși la nivel fizic, nu ca acum în spatele. Da, sigur, riscau moartea. Exact. Dar și azi sunt oameni expuși la nivel fizic deopotrivă. Da, pentru că în clipa când intervin lucrurile acestea se pot sfârși cu vieți bulversate, cu răni sufletești teribile, care în ultimă instanță, numai dacă somatizezi un pic din toate necazurile care pot vin asupra ta, în sfârșit îți bulversează viața. Da. Da, asta vreau să întreb în continuare legat de cum
împăcăm iubirea față de aproapele cu apărarea ortodoxiei, pentru că de multe ori suntem acuzați, special de cei din alte culte și alte confesiuni, că nu avem dragoste de aproapele și că avem așa un deziderat prea agresiv și că ținem prea mult la dogmă în detrimentul dragostei față de aproapele nostru. Ce e dogma? Sfântul Sofronie Zaharov spune că dogma nu ne dă explicații raționale, ci ne pune în fața ființei dumnezeiești, în fața viețuirii, dacă putem spune așa, dumnezeiești. Dogma sigur că spune niște lucruri concrete pe noi. Care sunt cele două dogme, ca să vedem cât de dogmatici suntem? Păi e limpede, toată lumea e dogmatică, da? Cele două dogme ale creștinismului sunt: Dumnezeu este treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Vreau să văd pe cineva de la orice cult ar fi că are vreo problemă în a mărturisi că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, da? Asta e creștinismul. Și a doua dogmă: întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om pentru ca omul să aibă acces la îndumnezeirea sa, da? Deci Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezească. Deci, și practic dogma este că în Hristos vedem om adevărat și Dumnezeu adevărat. Da? Cele două dogme ale creștinismului. Iertați-mă, e toată lumea, altfel numai ești creștin. Da? Martirii lui Jehova, de exemplu, dacă nu crede în chestia asta, s-a terminat. Da? Deci prea multă dogmă. De fapt, nu sunt multe dogme. Da? Prea multă dogmă sau prea multă preocupare. Preocuparea e să fiu în cadrul ăla bun în care harul lui Dumnezeu, eu dau exemplu câteodată, unora și altora, așa cu două sticle care le pui gură la gură. Nu poate să toarne Dumnezeu în tine dacă ești prost orientat la un tric, că toarnă pe lângă tine. Da? Deci cumva trebuie să ai, dogmele sunt de fapt orientarea noastră, care nu sunt orientarea minții noastre că eu am inventat ceva despre Dumnezeu, ci descoperirea lui Dumnezeu. Mântuitorul când spunea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, este o realitate. Mă atașez de cuvântul lui Dumnezeu venit printre oameni, da? Deci nu poate să vină cu lucrul acesta. Dar să spunem cum împăcăm iubirea de aproapele cu, în sfârșit, caracterul acesta al nostru așa apărător și așa mai departe. Ele rimează. Tocmai că îmi pasă de tine, că dacă nu păsa de tine nu spuneam nimic. Te lăsam să crezi în ce vrei tu. Dar pentru faptul că am de dat o mărturie a nădejdii mele, cum spune Sfântul Grigorie Palama, dau această mărturie pentru că te iubesc. Asta este iubirea mea. Iubirea mea nu este ignor. Iubirea mea este să-mi pese de tine, să spun, să mă jeneze, da? Să mă jeneze că tu ai o orientare care te face cumva să trăiești pe lângă esențialul acestei vieți. Că Hristos a venit pentru toată lumea, inclusiv pentru tine. Și tu, dacă îi răspunzi lui Hristos, îi răspunzi lui Hristos așa cum a vrut Hristos să creeze mediul acesta uman, de fapt divin uman, da? Care este biserica, că este și Dumnezeu amestecat cu oamenii, împreună cu oamenii acolo. Da? Deci mediul acesta divin-uman care este biserica împoartă, de fapt se creează mediul uman prin care oamenii se îndumnezesc, oamenii îl câștigă pe Dumnezeu. Asta se întâmplă. Da? Deci n-am alternativă la asta. Scurtătura este trăirea Sfintei Liturghii din începuturile creștinismului. Mântuitorul așa a fost recunoscut de Luca și Cleopa pe cale, afrând pâinea. Și după aia ei s-au împărtășit cu el pentru că au mâncat pâinea aceea care a devenit pâine euharistică. Așa s-au petrecut lucrurile. Așa ne-a învățat Dumnezeu. Deci dacă vine cineva și ne spune stăruiți prea tare cu liturghia, păi scuză-mă, păi de asta e viața mea, de aici este sursa mea de energie, de energie dumnezeiască. Da? Liturghia, de acolo pleacă totul. Dacă sunt ancorat în liturghie, am cincizecimea cu mine. Dacă am cincizecimea cu mine, primesc putere de sus. Dacă primesc putere de sus, are ea grijă ce voi și cum voi mărturisi. Asta e mărturisirea ortodoxiei. De aș îndrăzni să spun că ortodoxii prin excelență sunt ecumenici. Nu ecumeniști, ci ecumenici. De ce sunt ecumenici? Pentru că trăiesc liturghia la ordinea zilei. Adică ei din liturghie se alimentează. Sau așa ar trebui să fie. Ar trebui să împărtășească, să-L primească pe Hristos. Și îmbrăcându-se cu putere de sus, prin pogorârea Duhului Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ies la propovăduire. Deci diferența între mărturisirea bisericii și ideologie, orice altă ideologie, este că eu l-am primit pe Dumnezeu manifest prin Duhul Sfânt în liturghie și mă umplu de această prezență și ies la propovăduire și altul își ascultă mintea lui și se gândește cum să mai povestească el despre Dumnezeu și gata. Am fost la în Coreea de Sud, la
am uitat exact două locații unde am fost. Și erau creștinii de peste tot, da? Și în fața mea eram la o măsuță, era alta așa. Era un cult din Germania. Dom'le, un cult din Germania s-a apucat persoana respectivă să înființeze un cult. Dar nu avea nicio treabă cu biserica, nu știu, ea a făcut un cult, era ca o întrepriză, a făcut ea o întrepriză a credinței, adică ei credeau nu știu ce credeau ei acolo, da? Pentru mine era atât de interpelator, spun, Doamne, de unde și până unde, că avea 20.000 de alte posibilități să-și ocupe viața ei, dar ea a făcut un cult. A făcut un cult și cum erau mai mulți care au aderat la cultul ăla, a primit reprezentativitate să vină să vorbească, nici nu știu dacă erau creștini, dar bun, așa. Deci, sigur că pot să fac culte cât vreau. Miza este că, efectiv, Dumnezeu a venit în lumea aceasta cu scopul precis ca prin cele care s-au petrecut cu El să ne deschidă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, ne deschidă împărăția lui Dumnezeu. Care e răspunsul meu personal la această deschidere? Asta este misiunea bisericii. Asta trebuie să facem cu cei care sunt mai deschiși sau mai puțin deschiși sau cât de închiși, pentru că câteodată Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, are posibilități necugetate de noi de a opera deschideri și inimile închise. Adică cum a trecut Mântuitorul prin ușile încuiate, cum s-au deschis pușcării, pur și simplu, pentru că Dumnezeu a rânduit să iasă de acolo apostolii, așa are putere și cu ușile încuiate ale sufletelor noastre și cu pușcăriile noastre lăuntrice unde zacem bine mersi sau l-am închis pe aproapele nostru, considerând că el e așa și nu poate să fie altfel, deși Dumnezeu îl vede altfel decât așa. Și toate lucrurile acestea se elucidează prin Duhul Sfânt. Deci, răspunsul de fapt pe care am putea să-l dăm azi este că cei mai buni apărători ai Ortodoxiei sunt cei care trăiesc prezența Duhului Sfânt. Da? Așa apărăm Ortodoxia, dobândind Duhul Sfânt. Nici n-ar fi alt răspuns. Și dacă ai dobândit Duhul Sfânt, ai dobândit și inspirația despre ce, cum, în ce context, la ce măsură să vorbești. Și biserica după aia păstrează lucrurile acestea. Adică peste 10-100 de ani, cum am trezit eu cu cărțile astea, cu imperativul treziei, da? Nu se numeau așa, asta e numele care l-am dat, m-am trezit cu o comoară în mână, pe care Dumnezeu o îngăduie să iasă, pentru că sunt cuvinte cu Duh, care trebuie să circule printre oameni să-și facă o lucrare. Asta fac cu ele. Da, de asta mă ocup. În ultima vreme mă ocup mai de volumele astea. Nu mă ocup de volumele mele, că nu am mai scris nimic și nu m-am mai interesat, pentru că am ceva atât de adânc la îndemână, încât prefer să fac cunoscut adâncul acela decât mai neadâncul meu. Iertare, m-am lungit așa, dar mă... Nu, fără nicio problemă. Timp pentru lucrul ăsta. Că e debordant. Da. Înainte să pun următoarea întrebare, am întrebat doamna Doina unde poate găsi cartea. Am pus link-ul și pe chat și în descrierea live-ului. Dați refresh și găsiți acolo link-ul către site-ul librării. Deci, mai adaug și eu, sunt două librării mari și late religioase, or fi mai multe, sigur, dar una în fața celelalte. Eu am apelat la concurență. Sunt exact față în față, se oglindesc una cu alta, da? Una este librăria Sofia și alta e librăria Bizantină la Piața Unirii în București. Librăria Bizantină mi-a cerut mai multe volume decât librăria Sofia, dar bun, nu asta contează când cineva cumpără un singur volum. Dacă cumva se termină la una, găsiți la alta. Nu asta e. Ideea este că aceste volume pot fi comandate și de la distanță, pentru că sincer n-am găsit distribuitori în țară și nici n-am foarte multe. Noi facem o lucrare așa cu editura noastră a Mitropoliei, dar e o lucrare care are limitele ei până la urmă și noi suntem în diaspora, dar am gândit întotdeauna pentru România să alimentăm și România cu darurile care sunt aici, da? Bun, deci ele pot fi comandate la distanță. N-am găsit alți distribuitori. Dacă sunt alți oameni interesați, de exemplu, să cumpere mai multe volume, adică se pot gândi așa, adică când vom face alt tiraj, dacă sunt oameni care vor, de exemplu, să vândă mai mult, să mă contacteze și putem gândi, să spunem, și un alt tiraj în funcție de nevoi mai mari. Deocamdată am făcut ce am putut. Eu m-am ocupat, am pus și la poștă pentru diaspora, ba, pentru un, ba, pentru alt. La unii s-au întors, mi-e milă și de fații lor și de timpul meu că n-am reușit, că Spania mi le-a întors, Irlanda au ajuns, am căutat tot felul de transportori și așa mai departe. Adică am făcut un pic europismul acesta, n-aș fi în stare să continui, am făcut așa din entuziasm, pur și simplu, câteva zeci de volume, dar acum pentru români el este disponibil, căutați-l. Da.
Întrebarea următoare este legată de noi. Cum evităm golirea sufletească și uscăciunea sufletească? Pentru că de multe ori, când interacționez cu cineva de altă confesiune, deși pe moment îi dai răspunsurile care trebuie, totul se încheie cum trebuie, adică nu se ajunge la jigniri, la nu știu, e că se poartă un dialog coerent și până de la un capăt la altul. După aia apare acea stare de goliciune sufletească, te simți epuizat, te simți scors de energie și de orice. Cum ne revenim și cum evităm astfel de stări? Da, eu cred totuși că dacă suntem în Duhul Bun, când discutăm cu cineva, cu oricine, despre temeiurile credinței noastre, dar eu nu vorbesc neapărat cu cei care, să spunem, adică eu refuz să văd, să mă simt agresat, să spunem, adică să mă simt sub atac neapărat. Oamenii exprimă niște poziții care deseori vin din, fie din căutări, cel mai adesea din căutări, adică ateii, de exemplu, au o neliniște, mulți dintre ei, dom'le, n-au astâmpări, tot de Dumnezeu se ocupă, da? E ateu, dar tot se ocupă de Dumnezeu, e interpelant. Stephen Hawking, de exemplu, toată viața a scris despre Dumnezeu, da? El nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, așa spunea, și cu toate acestea, de tot timpul s-a preocupat de Dumnezeu. Asta spune ceva, pur și simplu, că sufletul are o anumită neașezare până nu s-a odihnit, conform fericitul Augustin, da, până nu s-a odihnit în Dumnezeu, are de umblat și de căutat. Bun. Răspunsul care mi-a venit instantaneu când mi-a spus este pocăință. Adică starea mea lăuntrică de pocăință. Eu dacă l-ascult pe omul acela de pe poziția omului care eu sunt bine, el are... La un moment dat în dialogul cu protestanții, la un moment dat un protestant mai în vârstă discutând cu un ortodox și îi spune, da, totuși, avem ceva care v-ar putea fi de folos și din ce facem noi. Și Pietru a avut dreptate până la urmă. Da? Adică trebuie să vedem un pic de pe ce poziție mă duc. Exact. Dacă în alt preasfințitul, de exemplu, mi-a spus, spune-le oamenilor că nu suntem noi cei mai buni. Da? De exemplu, celor care veneau din alte părți. Adică, păi da, că nu suntem cei mai buni. Adică, revii la cuvintele lui Olivier Clément, spune că ortodoxii sunt precum acela care are un cufăr în care sunt lucruri prețioase și îl ține închis, stă cu fundul pe el, nici el nu se uită, nu folosește ce are acolo, nici pe alții nu lasă să se apropie. Da? Nu, trebuie să deschidem, pentru că darul acesta al ortodoxiei dinamic, e din dăruire, adică e pascal. Lumina pascală nu are sens să o ții doar într-un loc. Lumina pascală are sens când se răspândește pretutindeni. De aia cuvintele Scripturii sunt că dacă ai aprins undeva acolo, că nu e... Toate sunt că dacă aprins, e aprins ca să vezi, da? Să lumineze. Dacă e în vârful muntelui, nu se poate să nu vadă. Și așa mai departe. Toate lucrurile astea arată că înălțimea acestor realități se cere împărtășit. Bun, dar revenim. Dacă eu l-ascult pe celălalt într-o stare lăuntrică, care aduce apocăință, adică a compasiunea împreună pătimire cu el. Da? Adică nu sunt pe o poziție, eu sunt diferit de tine, eu sunt bine și tu nu ești bine. Da? Eu pot să spun așa, slavă lui Dumnezeu, nu e meritul meu. Doamne, stau și mă minunesc, că sunt ortodox. Minunat. O și caut. Știu ce înseamnă asta, îmi știu identitate. Dar nu sunt aici să pun etichete pe ceilalți. Nu mă odihnește niciodată să pun etichete. Deci dacă sunt într-o poziționare din aceasta, cred că Harul lui Dumnezeu binevoiește, sau în principiu ar trebui să o facă, să binevoiască în lucrarea mea, în căutarea mea de a-i spune, de a-i mărturisi și așa mai departe. Și n-ar trebui să mă simt prea epuizat după. Pentru că tot ce se petrece prin Har îți dă de fapt energie, te hrănește și te ajută pur și simplu să crești și tu lăuntric. Adică dacă te traversează Harul, rămâne ceva și în tine. Da? Deci ar trebui să-mi pun întrebarea cum să fiu un har lui Dumnezeu, cum să ascult voia lui Dumnezeu, cum să mă fac transparent pentru voia lui Dumnezeu, astfel încât să se edifice acest om. Și să nu mă propun eu pe mine, pentru că eu nu agăț oamenii de mine, ci să-L propun pe Hristos, pentru că eu ca preot trebuie să-i agăț pe oameni de Hristos. Asta este chemarea mea, să fac, nu intermediar, da? Eu să fac catalizator, dacă pot să intensific, dacă pot să spun așa, ce ar putea fi relația între Hristos și omul acesta. Și Dumnezeu, de fapt, e minunat că cu atât mai mult ne iubește că facem lucrarea asta, pentru că El însuși a făcut-o cu toată lumea. Mă iubești tu? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Paște, da, oile mele. Deci, vedeți, dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că hai să ne ocupăm împreună și de alții, ca și alții să guste lucrul acesta.
Da. Înainte să trecem la întrebările de pe chat, vreau să vă mai întreb legat de următorul aspect. Desigur, a spus foarte clar și așa este, nu toți avem lucrarea asta și ascultarea asta de a fi apologeți sau de a apăra credința, însă avem cumva fiecare dintre noi o anumită responsabilitate în a cunoaște adevărul de credință cât mai bine, pentru că mulți profită de acest argument și se curcă pe ureche, așa, adică nu mai aprofundează învățătura creștin-ortodoxă, gândindu-se, nu trebuie să o apăr eu, nu trebuie să am eu răspuns la toate. Cum o ureche într-o parte și una în cealaltă, când ne culcăm, ne culcăm neapărat pe ureche. Că pe amândouă e mai greu un pic. Bine, e vorba de călcatul celălalt pe ureche. Nu numai că avem datoria. Dacă Mântuitorul spune aceasta este viața veșnică să te cunoască, cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Eu mă uit ce au făcut teologii aceștia care au strălucit de-a lungul timpului. Nu au prididit în a se încărca cu experiența valabilă altora, cu căutările altora, au citit pe Sfinții Părinți, au pus la școala Sfinților Părinți. A fost un transfer de duh și de... este ca aerul acela rece, așa, puternic, da? Aer puternic de munte. Cam asta este ortodoxia, aer puternic de munte. Nu e o chestiune de pietism, de hai să fim și noi drăguți, hai să Iisus prietenul nostru și așa mai departe. Da, o fi prietenul, dar e și Dumnezeu. Și la Dumnezeu te referi ca la Dumnezeu, nu ca la cineva oarecare. Fratele nostru, da, dar nu ca orice frate în care pur și simplu nu știi cum să mai împarți lucrurile, să ieși în câștig. Da? Deci toate lucrurile acestea care le spunem despre Dumnezeu, hai să le spunem cu ancorare în ce a fost întotdeauna viața bisericii. Deci un om astăzi, numai că trebuie să știe, adică nu e un trebuie, pentru mine nu e un trebuie, e o chestiune de viață. Vrei viață? Te ocupi cu viața. Te ocupi cu cât mai multe expresii ale vieții. Și expresiile vieții sunt gura Sfinților Părinți, scrierile lor, Sfinții Părinți din trecut, Sfinții Părinți contemporanii noștri, cum e o emisiune, da? Deci un om care vrea să ar trebui, adică să devină, pur și simplu, ar trebui să aprofundeze, să citească pe părinți, să identifice pe internet lucrurile care sunt valabile, să ducă o viață de parohie, să iubească pe ceilalți, să facă bine, să facă milostenie, toate lucrurile acestea. Nimic nu poate fi lăsat deoparte. Eu când l-am întrebat pe părintele meu din Sfântul Munte ce să prioritizez, ca să spunem așa, din ce făcea, mi-a spus toate. Toate. Adică nu lăsa o chestie deoparte. Toate și exigența e să le faci cât mai bine cu putință. Să nu le faci la măsuri așa, las că merge. Da? Să faci cât mai bine cu putință. Trebuie să apărăm? Toți trebuie să apărăm. E o diferență însă de nuanță. Cum apărăm? Și spuneam adineori că apărarea cea mai bună este să trăiesc eu autentic. Nu există apărare mai bună. Că omul se convinge și din vorba mea și din tăcerea mea și din respirația mea și din privirea mea. Și din ascunderea mea și din venirea mea mai aproape. Da? Toate lucrurile acestea mărturisesc. Asta e mărturia. Și asta e apărarea. Și toți trebuie să apărăm. Toți, mai devreme sau mai târziu, suntem puși în contextul în care să dăm socoteală, repet ce spune Sfântul acesta, să dăm socoteală de nădejdea noastră. Mai devreme sau mai târziu. Sunt în antrepriza mea, e o cultură de antrepriză acolo, azi a fost petrecere, m-au invitat la masă, eu nu pot să mănânc chestia aia. De ce nu pot să mănânc chestia aia? Îmi doare stomacul. E o soluție. Sunt vegan. Altă soluție. Sunt vegan astăzi. De ce ești vegan astăzi? De fapt nu astăzi și zilele trecute și următoare. Păi de ce? Știi, suntem în post. Postul e așa. Și așa mai departe. Altul direct. Iertați-mă. Mi-e foarte drag să fiu aici, am venit special, identificați ceva vegetal, că noi suntem în postul Crăciunului și nu vă spargeți capul mine, nu, așa că mă descurc eu și cu mai puțin, dar bucuria a fost să fim împreună aici. Da? Vedeți câte răspunsuri despre nădejdea noastră. Sigur că toți avem de dat un răspuns despre nădejdea noastră, mai devreme sau mai târziu. Deci și apărăm, toată lumea este chemată să apere. Asta nu e numai lucrarea preotului. Când sunt în Senat, în Camera Deputaților și așa mai departe, ce important e să apere cineva creștinismul acolo. Durerea este că în clipa când e furtună și vânturi și tendințe și așa, e mult mai greu să apere. Da? E un martiriu. E un martiriu.
toată lumea este dispusă la acest martiriu. Dar el e. Da? Martiriul e când vergi tu sânge pentru a apăra vieți și oameni și posibilități. Da? Am dat exemplu în locurile decizionale. Poți fi în fruntea țării, că noi cel mai ușor ne e să vedem în fruntea tuturor ce a făcut Iohannis, ce a făcut Patriarhul. Da? Deci asta exact. E ultra. Dacă vrea cineva să se ocupe de ceva, pentru că au vizibilitate. Ei nu-și dau seama că omul ăla când schițează o chestie din pix, da? Mase de oameni simt influența locului respectiv. De aia când perturbi un astfel de om, perturbi o țară întreagă, da? Într-un chip sau alt. Bun. Și n-aș vrea să fiu nicio clipă în pielea lor, pentru că eu îmi dau seama că în pielea mea sunt depășit cumva. Adică mă simt periodic, cel puțin, îmi dau seama că nu sunt la înălțimea, nici pe departe, nu sunt la înălțimea chemării mele. Era să spun de simplu preot, dar mă pufnește râsul. Ce preot e simplu? Preoție e ceva atât de înalt că nu e nimic simplu, da? Deci exact. Simplu preot, ca să spunem așa. Da, atât vreau să subliniez, așa este, trebuie să fim ca un stâlp, să nu treacă prin noi, chiar dacă nu avem cunoștințele necesare, chiar dacă nu știm să dăm un răspuns, dar faptul că suntem ca un zid, aș putea spune, măcar atacul respectiv nu trece prin noi ca, nu știu, ca un cuțit pe unt, fierbinte pe unt. Și este foarte important, adică omul ăla, prin faptul că avem o trăire, că avem o anumită statură duhovnicească, adică suntem ancorați în niște principii duhovnicești, chiar dacă nu avem citatele la noi, nu avem argumentele la noi, măcar să spunem nu, nu este așa. Este așa. Și atât. Adică nu trebuie neapărat să facem o... Că am văzut asta de multe ori, că poate zdruncina conștiințe, chiar dacă cel care atacă merge la sigur, adică are el pregătit. Eu am primit o mărturie acum într-un spital din Franța, da? Ca să înțelegem pur și simplu faptele de viață. Într-un spital din Franța undeva așa, am vorbit cu părintele respectiv, o doamnă care i-au spus avortează-l pe copil pentru că e o boală foarte oribilă și nu, n-are deznodământ fericit, n-ai ce să faci și trebuie să termin. Și ea spune nici vorb. Cum așa? Și are posibilitatea să facă. Și a spus nu, decât dacă îmi dă voie duhovnicul. Ei când au auzit de duhovnic, ce e asta duhovnicul? Duhovnicul este părintele meu în Dumnezeu, în Hristos, da? Îi dau telefon, a vorbit cu duhovnicul și după aia le spune, duhovnicul meu mi-a interzis să fac lucrul acesta. Așa deja în fața unei astfel de interzis, bun, ce e asta? A născut pruncul, a venit la spital duhovnicul, a făcut botezul în urgență, copilașul a murit la scurt timp după, dar după aceea medicul a căutat pe părinte. Mi-a spus acum, zilele trecute, părinte, ați schimbat cursul acestui spital. Și el spune, cum? Spune, când mergeați în viteză spre copilașul acela ca să-l botezați, erați cu o asistentă, a spus, părinte, era și cu copilul mic, nu avea unde să-l lase, deci inclusiv cu copilul mic a intrat și așa mai departe. Spune, în poza aia se vede că vă îndreptați cu toții spre o lumină, o lumină care nu avea nicio explicație în poză, da? Deci era ceva uimitor pentru ei. Și spun, din acest moment am luat decizia ca dacă mai este o situație similară, să le spunem tuturor, întâi de toate, încercați să țineți copilul. Da? Deci, până acum le spunea, nu se poate. Ei au modificat complet mesajul într-un spital, da? Nu știu dacă e numai o secție sau spital, au zis, de acum le vom propune să țină copilul cât se poate. Pentru că au admirat tot ce s-a întâmplat acolo. Da? Și au văzut, de fapt, o punere a problemei diferită de tot ce știau ei. Și au fost deschiși, au fost onești. Da? Deci, vedeți, apropo de apărarea, în primul rând au aflat despre ce înseamnă un părinte duhovnic, s-au minunat de faptul că oamenii fac o ascultare de părinte duhovnic, au văzut după aceea deschiderea care se întâmplă, că și Dumnezeu a binevoit acolo. Nu credeți că a fost doar o lumină și gata, că ce lumină au simțit ei. Că mai apar în poze, dar nu e vorba de asta. E vorba că au simțit ei ceva în lăuntru lor care i-a determinat și i-a bulversat. Da? Și vedeți, mai mare apărare a credinței și ce părintele s-a dus ceva, e printr-un discurs, le-a ținut vreo lecție de viață sau ceva, nu, s-au petrecut niște lucruri acolo. Exact. Da? Deci vedeți ce înseamnă apărarea credinței. Da.
De multe ori nici nu trebuie să spunem multe lucruri, dar să fim prezenți în Dumnezeu. Ar trebui să fim într-o stare în care să știm, să avem încredințarea lăuntrică, că Dumnezeu binevoiește în noi. De acolo se poate tot. Imposibil chiar. Pentru că posibilitățile ale lui Dumnezeu din cauza asta. Bun. Mulțumim pentru această primă parte, foarte frumoasă și interesantă. Haideți să trecem la întrebările de pe chat, să vedem cei ce ne urmăresc ce frământări au. Reamintesc tuturor, puteți lăsa în continuare întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube. Prima întrebare de la Laurențiu sună felul următor. Părinte, este păcat dacă eu am un altar de rugăciune cu crucea răstignirii Domnului catolică, icoane catolice cu inima lui Iisus și a Mariei, icoana cu Sfânta Barbara, gata. Așa, o masă pe care am mai multe cărți de rugăciune care au fost sfințite de duhovnic ortodox. Da, vedeți, Laurențiu, ar trebui să fim onești, da? În spatele acelor realizări, hai să spunem iconografice, deci nu sunt chiar iconografice, da? Pentru că trebuie să facem și distinția între un tablou religios, pios, de exemplu, și o icoană, da? Respectiv, ceea ce spuneți dumneavoastră are în spate o teologie, da? O teologie apuseană. Da? Deci, lucrul respectiv nu este o chestiune doar de inspirație pioasă despre cum să-L prezint pe Hristos, ci în spate are o explicație teologică, cred într-un anumit fel. Da? Se vorbește de inima lui Hristos, de... În sfârșit, e o întreagă teologie pe care eu nu stau eu acum să o condamn sau să spun ceva. Deci pur și simplu spun că este ceva altceva decât ceea ce cunoaștem noi în Ortodoxie. Deci, din onestitate, pentru lucrul respectiv eu l-aș dărui unui catolic care cel puțin crede așa, da? Și mi-aș lua în față, nu că sunt sfințite neapărat de părintele sau că nu știu ce, dar aș pune în fața mea, aș folosi un obiect de cult binecuvântat de biserică, care să exprime teologia bisericii, adică aceasta din care fac eu parte. Da? E o chestiune de onestitate. De exemplu, pot să intru la mesa catolică, de exemplu. Pot să intru la mesa catolică, da? Dar, de exemplu, dacă spun crezul cu ei și îl spun diferit de cum îl spun eu, nu e o cădere, adică nu e o nemărturisire, o contramărturisire, atunci trebuie să fiu atent să nu-l spun împreună cu ei, da? De exemplu, am dat un exemplu, da? Sau să mă împărtășesc, de exemplu, că dacă mă împărtășesc, înseamnă că împărtășesc aceeași credință. Ori aceeași credință știu că nu e. Deci toate lucrurile acestea le fac nu ca și condamnarea cuiva, că creștinul iubește lumea întreagă, pe fiecare om în parte. Ce, Dumnezeu nu face la fel? Ce, Dumnezeu nu iubește pe toți? Ce, am inventat eu iubirea aceasta? Tot mă iau după Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Pe tot omul iubește, da? Dar nu cauționează Dumnezeu orice fel de comportare și orice fel de codificare față de el. Da? Codificarea lui Iuda nu a fost corectă și costă scump. Da? Adică asta este înfricoșător, până la urmă, că există niște consecințe în lucrarea și în trăirea noastră, niște consecințe veșnice. Și atunci iau aminte să trăiesc cât mai cu acrivie, cât mai deplin realitățile noastre de credință. Asta e tot. E o chestiune de onestitate. Da? Și nu putem crede strâmb și să ne rugăm drept. Eu, în principiu. Nu, eu sunt, cum să spun, convins că un om care descoperă ceea ce biserica îi pune la dispoziție este atât de copleșit, ca să spun așa, de bogăția ceea ce îi pune la dispoziție, încât nu are nevoie de alte adausuri. Asta e tot. Exact. Bun. Următoarea întrebare sunt în felul următor. Se referă la un verset din Corinteni. Vechiul Testament se desfințează prin Hristos. Înseamnă că psaltirea este desfințată? Iertați-mă, spuneți-mi în Corinteni 2 unde scrie că Vechiul Testament se desfințează prin Hristos. Pentru că Mântuitorul spune foarte frumos acolo că eu nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Doi, vă răspund apropo de psaltire. Este Mântuitorul îndeamnă ca oamenii să petreacă zilele în psalmi și în rugăciune. Deci psalmii sunt un firesc al vieții creștine prin Hristos. Da? Deci cred că răspunsul e clar. Am găsit versetul, stați, că e scos un pic din context. Da, citiți-l cu tot contextul. Da. Spune așa versetul. Dar mințile lor s-au învârtoșat căci până în ziua de azi la citirea Vechiului Testament rămâne același văl neridicându-se căci el se desfințează prin Hristos. Deci cine se desfințează prin Hristos? Vălul. Exact.
Vălul se desfințează prin Hristos, astfel încât să vezi realitățile arătate de Vechiul Testament într-un mod atât cât putea și mai desăvârșit, da? Legea harului, care nu mai e lege că e har, da? Așa, care vine prin Hristos. Deci lucrurile sunt limpezi. E vorba de desfințarea vărului. Exact. Ca o tehnică teribilă, că am asistat pe TikTok, credeți-mă, se duc lupte teribile cu sectarii acolo și ei vin tot timpul cu versete. Și unul din părinții care au activitate acolo și se luptă, între ghilimele, încearcă să le răspundă, printre altele, spune felul următor: nu mai accept să veniți cu versete, veniți cu capitolul întreg. Și a închis gura la toți, că nimeni nu are curajul să vină cu exact, tot capitolul. Trebuie să vină cu contextul. Exact. Și că explică Scriptura, uitați-vă la metoda de lucru a Sfântului Ioan Gură de Aur. Explică pasaje cu alte pasaje, le pune în legătură. Spune așa cum acolo se înțelege că, aici se înțelege că. Se pune în paralel, da? Deci asta Scriptura, se ajută Scriptura în întregimea ei, pasajele unele cu altele. Da. Mihaela pune o întrebare legitimă. Nu vă supărați, suntem cumva în război și dacă da, cu cine? Referitor la titlu. Slavă Domnului că nu suntem în Ucraina, că acolo lucrurile sunt foarte concrete. Sau în Rusia chiar. Nu mă supăr, Mihaela. Dar dacă ați ascultat ce am spus până acum, vă dați seama că singurul război de care ne ocupăm este acela de care vorbește Mântuitor. Oare de ce spune că n-am venit să aduc pace, ci sabie? Da? E singurul război de care știm. Este scripturistic. Și spune în altă parte că nu cu trupul nostru suntem în război, ci cu forțele întunericului care preiau naturalul nostru și îl încarcă cu sarcină negativă și îl pervertesc. Da, cu duhurile întunericului. Cu ei suntem în război, da. Pentru că la botezul dumneavoastră, nașii au fost îndemnați să scuipe pe Satana și au spus: mă lepă de Satana și de toate lucrurile lui și de tot slujitorul lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Da? Deci ăsta este războiul. Și războiul acesta n-a fost inventat de Dumnezeu, ci a fost inventat de Satana, care îl războiește pe Dumnezeu. Și implicit dorește și urăște pe oameni ca cei chemați să devină dumnezei, da? Pe care porțile iadului nu vor birui. Birui în ce? În luptă, nu? În ce vedem, da? Bun, deci lucrurile sunt limpezi. Dacă citim un pic așa, diverse pasaje concludente. Mihai vă întreabă, spune în felul următor: am văzut în alte țări ortodoxe cum se organizează proteste creștine pașnice care vin în contradicție cu protestele minorităților sexuale. Este acesta un mod de a apăra sau mărturisi ortodoxia? Eu am participat în Franța la tot felul, la Manif Hurtus, deci am cunoscut și pe organizator, deci am ieșit în stradă de nu știu câte ori, deci am fost milionul în stradă. Nu după cifrele poliției, care erau mai puțin, da? Dar întotdeauna cifrele de la poliție sunt mai puțin. Dar zic pur și simplu, deci sunt și acestea căi. Acum, ce aduc aceste căi? Foarte greu să estimez, însă eu am constatat în Franța, vă spun sincer. Vă dau niște exemple, pur și simplu. Când am ieșit un milion la Manif Purtus, după aceea și-au votat tot ce au vrut ei, da? Tot ce au vrut ei, deci toate lucrurile pe care le-au vrut, toată agenda aia și-au împlinit. Când au venit le gilets jaunes, care ne dădeau drumul la pe Iași să nu mai plătim, care nu știu ce făceau și așa mai departe, care am avut o manifestare din asta, românii au defilat nu știu câte steaguri pe Champs-Élysées, la turnul de triumf, arcul de triumf, pentru că a fost o manifestare în aceasta și ne-au îngăduit autoritățile franceze și a fost o chestie extraordinară. Am transmis pentru Trinitas, atunci am pus așa, a fost ceva cu ultimele picături de baterie, dar a fost ceva extraordinar să fâlfie steagul ăla românesc, zeci de steaguri și să fie procesiune. Două zile mai târziu, în locul acela care era cu atâta acrivie și seriozitate și evlavie, cumva așa, republicană, dar evlavie, așa, și s-a cântat chiar și Hristos a înviat atunci, au intrat în gilet jaune și au spart și au nivelat acolo și au făcut, cum să spun. Și constatarea mea este că și-au primit din drepturi, au primit bani, adică i-au temperat încetul cu încetul. Deci când ești în felul acesta în Franța, am constatat, o constatare, poate că mă înșel, dom'le, parcă aud autoritățile. Da? Și când a fost cealaltă și-au votat toată agenda lor și nu a contat cu milion, au ieșit în stradă pentru lucruri de
de manifestare a normalității noastre de oameni pe care o cunoaștem. Da? Deci, vedeți, lucrurile se văd diferit. Așa că n-am puterea să estimez dacă trebuie făcut așa, dar eu când s-a făcut, când a organizat alții, am participat și eu pentru că există această libertate în societatea franceză, din care fac parte, da? Să-ți pui punctul de vedere și apreciez enorm lucrul acesta că avem pur și simplu dreptul legal să ne spunem punctul de vedere și o facem, da? Și poate să conteze. Mihai, mergem un pic mai departe și întreabă, dar când au fost închise bisericile, trebuia să protestăm? Depinde de țară, de exemplu. Da? De exemplu, dacă ești în mijlocul pandemiei și ei îți spun trei persoane slujesc în biserică, cântărețul și un preot sau doi preoți, ce să fac? Să protestez contra ce? Contra pandemie? Contra faptului că ne-au dat niște măsuri care sunt extraordinar de restrictive, dar măsurile alea au fost puse pentru toată lumea ca să ne ferească un pic, să nu se, în sfârșit, ca să nu fie consecințe mult mai dramatice, că și așa au fost. Deci e caz cu caz, depinde ce. Dacă, de exemplu, la Constanța, în sfârșit trebuie închisă biserica și dărâmată că n-a fost construită unde trebuie. Da, n-a fost construită unde trebuie. Pe de altă parte, ajută pe oameni. Eu aș, adică undeva m-aș sensibiliza ca autoritate publică și aș spune, stai puțin, hai să vedem lucrarea asta. Că în fond nu e unul din cele 20.000 de baruri care n-au fost construite unde trebuie. E o biserică, da? E un pic totuși altceva. Da? Nu e nici spital, recunosc că ar mai trebui spital. Când se va rezolva și problema asta cu spitalele, ne vom liniști și cu catedrale, nu? Pentru că după ce am trăit vreo 2-3 ani de spital permanent cu toții, cred că reflectăm un pic mai atent la vrem spitale, nu catedrale. Am trăit atmosferă de spital cât cuprinde. Au dat spitale pe din afară, pur și simplu. Deci, trebuie să văd un pic cu discernământ ce și cum. Dar, de exemplu, cu biserica aceea, ca autorități, ar fi trebuit să aibă sensibilitatea. Poate au avut-o, nu știu, habar n-am ce au făcut în continuare. Să spună, uite, dragilor, înțelegem. Hai să găsim o soluție. Hai, ori o translatăm, ori o lăsăm pe asta, ori construim ceva ca lumea, ori adaptăm locul, ori, bun, dacă tot e. Dar să găsim ceva astfel încât să avem sentimentul că dorința este de a mușamaliza, de a, bun, hai, lasă că e vacuum pe ăștia, de parcă, cum să spun, parcă oamenii aia când au făcut biserica aia acolo s-au ocupat de veniturile lor și de, cum să spun, după ce că pe litoral românesc sunt atât de rare, că te duci și aproape nu găsești biserică. Acum s-au mai înmulțit un pic, dar acum 20-30 ani era catastrofă, pur și simplu. Atâta nevoie e de, lucrurile trebuie nuanțate. Deci, răspunsul este caz cu caz, cercetând pe părinți, și având binecuvântare să facem lucrurile acestea, ca să nu fie o mișcare. Că și eu am ieșit în stradă când era și așa după Revoluție și cu crucile de la universitate, un pic mai tardiv, așa cum și vreau să spună și un felinar, a venit și poliția, prietenul meu, în sfârșit, nici cei care eram acolo, care acum e în Franța de ani de zile, dădea cu târnăcopul, era de la o televiziune, așa că cred că l-au lăsat în pace, deși s-au umplut de noroi din cap până în picioare. Eu m-am simțit așa că-s contra legii cumva, dar pe de altă parte așa se puseseră și crucile, au făcut să vină mașina, s-au pus și alea au fost. Da? Deci eram și niște timpuri aparte, dar nu căutăm cu orice preț lucrul acesta. Este idealul ca printr-un dialog și printr-o așezare așa, împreună lucrurile să se așeze. Da? Deci e nuanțat. Caz cu caz. Maria vă întreabă în felul următor. Ce cărți ale Sfinților am putea să le recomandăm persoanelor care, deși botezate ortodox, au puternice idei new-ageiste, încercând să o convingă și pe alții? Te-am ajutat? Da, Maria, eu foarte mult merg pe șansa asta formidabilă pe care o avem cu Sfinții contemporani. Da? De exemplu, aș merge, notați, Serafim Rose, religia viitorului. Da? Ne lămurește problema cu extraterestri. Sfântul Paisie Aghioritul, tot ce cuprinde, pentru că cu durere și dragoste pentru omul contemporan atinge probleme foarte concrete. Sfântul Sofronie Zaharov, al vedea pe Dumnezeu, vom vedea pe Dumnezeu precum este, în franceză e voir Dieu tel qu'il est. Oamenii aceștia la Sfântul Paisie Aghioritul, în special cu astea cu
Mistica Orientală, e un volum cu mari inițiați sau nu știu ce. Da, mari inițiați ai indeși și părintele. Așa. Deci, părinților. Oamenii aceștia care au avut experiență de contact cu cei orientați diferit din punct de vedere religios. Sunt atât de concludente lucrurile acestea, că nu avem ce să adăugăm. Citiți numai acestea pe care vi le-am spus eu și deja suntem bine, avem răspuns. Doamna Bria vă întreabă să mai lămuriți un pic aspectul, spune felul următor, dacă o biserică ortodoxă este și ecumenică, nu se abate de la ortodoxie, să mai lămurim un pic termenul, diferența între... Eu am spus altceva, adică am spus altceva, am precizat cumva lucrul. Am spus că biserica este ecumenică prin excelență și nu ecumenistă. Exact. Ecumenist e să vrei să faci cu orice preț ecumene, cu orice preț, da? Ce înseamnă ecumene? Ecumene, cuvântul oicumene, da, ecumene, este a te duce să vestești pe Dumnezeu până la marginile pământului, acele marginile pământului ecumene. Deci noi avem firescul vieții noastre să dăm mărturie despre nădejdea noastră, cum spuneam, oricui, până la marginile pământului. Că de-aia au existat apostoli, au fost trimiși, apostolos, trimiși până la marginile pământului, ecumene. Da? Azi ecumenismul a devenit deseori, hai, să reușim împreună să facem ceva. Să vedem cumva, dar cu orice preț. Adică cu prețul de a nu mai considera lucrurile care ne separă, dar ne separă nu pentru că vrem noi să ne separe ceva, ci pentru că sunt niște asumări diferite ale vieții bisericești. Asumări care, repet, grosomodo, în primii 1000 de ani, au fost mult mai limitate, cel puțin, nu că nu au fost cunoscute. Mă uit la Sfânta Genoveva a Parisului, aici tot ce a trăit ea, păi a răspuns pe sute de ani. Viața ei a fost un răspuns și felul în care i-a influențat și convertirea regelui Clovis, scapă numele soției lui Clovis, Clotilda, da? Clotild, da? Deci oamenii aceștia convertiți la ortodoxie, să ne imaginăm Clovis. Clovis venea din triburi în acestea în care toți erau păgâni și cu multe păgânătăți. Da? El când s-a convertit a vorbit cu oamenii și a spus așa, ce facem, trecem sau nu? Că toți erau mulți, deci când s-au convertit cu toții. Da? Deci vă dați seama ce înseamnă o artere, o flacără. De-aia o reprezentăm pe Sfânta Genoveva cu o flacără în mână pe care să nu o stigă vântul potrivnic. Asta este imaginea cu flacăra în mână. Deci o flacără din aceasta a dat pe sute de ani. Dar ce a reușit? Cum a reușit ea să facă? Lacrimile și rugăciunile ei. De câteva ori a fost în starea de a fi asasinată, omorâtă de oameni care spuneau că e ipocrită, că face circ ca să fie ascultată și nu știu ce. Și s-au dus o omoară și au ocrotit-o episcopii locului așa, prin pronia lui Dumnezeu. Da? Deci și oamenii cei mai consacrați și mai fervenți riscă viața lor. Dar un om care a ars așa a dat pe sute de ani. Mai puneți o dată întrebarea. Deci există o diferență între ecumenică. Dacă o biserică ortodoxă este și ecumenică, nu se abate de la ortodoxă. Biserica ortodoxă cu B mare, da, biserica cu B mare, dacă o scriu cu B mic, este locașul de cult în care intru. Biserica ortodoxă nu poate fi decât ecumenică. Ce înseamnă să fie ecumenică? Adică are ca mărturisire până la marginea pământului. Orice om din lumea aceasta trebuie să afle despre temeiurile nădejdii noastre. Da? Și deci este ecumenică, vorbește cu oricine. De aia cei care au inițiat dialogul ecumenic și care au avut nădejde în acest dialog ecumenic acum 50-100 de ani sau așa, dintre ortodoxi, au avut nădejdea că discutând cu ceilalți se lămuresc niște lucruri, se produc deschideri și s-au întâmplat niște lucruri minunate. Da? Părintele Placid de Sei, de exemplu, care Dumnezeu să-l odihnească, a trecut la ortodoxie, e un caz paradigmatic, spunem așa. El era profesor de patrologie la catolici. Și atâta i-a studiat pe Sfinții Părinți încât la un moment dat și-a dat seama, stai, de nu sunt barca care trebuie. Vă dați seama ce însemna profesor. Profesor cu... așa, cu toată patalamaua respectivă să spună, stați, eu trec la ortodoxie pentru că mi-am dat seama că nu sunt unde trebuie. Vă dați seama ce a provocat? Dar omul ăsta atât de intens trăia, el a făcut un metoc al lui Simon Petra aici în Franța. El prin credința lui, deci credeți-mă, e un om care a primit un castel în Franța, da? Numai pe credința lui, a primit un castel. I-au dat un castel o familie, de exemplu, castelul lor de la țară, fă mănăstire din ea, de exemplu. Sunt mai aici acum acolo.
Da? A primit mai multe locuri. Unele locuri au ajuns și la noi, în mitropolia noastră. Le-a dăruit și se îngrijesc monahii noștri de ele, de exemplu. Da? Un om, dar un om care ardea în Hristos, care trăia pe Hristos. Omul acela a dat viață pe generații. De-aia mi-ar place să fiu un mare apărător al Ortodoxiei, ca să ajungi un mare apărător al Ortodoxiei sau măcar un mic mărturisor al Ortodoxiei, ar trebui să fii măcar un mic trăitor al lui Dumnezeu, ca să nu mai spun mare trăitor al lui Dumnezeu, ar fi grozav. Da? Pentru că intensitatea cu care arde flacăra în tine, vedeți? Am primit îngerașul ăsta, nu mai știu de la cine am primit, dar în seara asta am primit alt îngeraș complementar acum. Da. Și sunt foarte bucuroși de îngerașul care celălalt o să-l pun și pe el aici și o să devin așa o emblemă. M-am trezit pur și simplu că... Un logo. Da, a devenit așa, nu știu, l-am pus într-o doară, dar nici m-am gândit măcar, dar acum a intrat peste tot așa unde. Deci, intensitatea, adică și corectitudinea flăcării lăuntrice, ca să spunem așa, că nu ard ca un prost, să ard cu combustibilul care trebuie, adică cu Duhul Sfânt. Da? Intensitatea arderii mele se transformă în posibilitate de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Da? Deci, am încheiat răspunsul în sensul că biserica, prin excelență, e ecumenică, mergând, învățați toate neamurile și așa mai departe. Deci asta e chemarea bisericii, toată lumea trebuie să audă de ortodoxie. Noi suntem o generație în Franța în care de bea aud oamenii de ortodoxie, da? Deci ne trebuie o generație, două, numai să audă tot poporul francez că există și ortodoxie. Să știți că la asta suntem. E o nevoie de oameni teribil să mărturisească, pentru că suntem neputincioși, că cum mărturisim cu mare neputință și limitări. Bun, Florin are următoarea întrebare, compusă din două comentarii. Părintea Monel Lămurire, de citesc Sfânta Scriptură pe telefon online. Are același har sau putere față de cum o citesc într-o scriptură reală? Căci am înțeles că Sfânta Scriptură este sfințită, are atunci o putere mai mare? Dacă mă întrebați pe mine, în părerea mea subiectivă, n-are absolut nicio diferență. Diferența o face gradul meu de a mă aduna în cuvintele respective și de a participa la realitatea lui Dumnezeu. Iertați-mă, dacă oamenii erau în pușcărie și scriptura circula fie de la unul la altul, fie în scris, fie cum așa. Foi cu sute în căpșeală. Da. Deci vă dați seama, suportul e mai puțin contează suportul. Da? Adică și folosim lucrul acesta, adică folosim azi ce noi nu citim rugăciunile și de pe telefon, de pe ecran, e tot un suport, nu e nicio treabă. Dumnezeu e pretutindeni, nu e legat de un suport anume. Gândiți-vă că acum noi stăm cu cărțile și dumneavoastră și multă lume, avem biblioteci pline de cărți, dar gândiți-vă gândiți-vă, spun celor care ne urmăresc, ce vremuri erau atunci când ai fost în pușcărie, ai fost eliberat, știai că vei fi cu siguranță băgat înapoi și îți pregăteai din timp, îți căptușeai un sacou sau o haină, că nu aveai mai multe haine, cu foi din Sfânta Scriptură sau cărți de cărți. Părintele Bejan, mi se pare, el a spus, când m-au luat a doua oară, eram deja întărit, aveam rugăciune. Da? Deci el s-a pregătit așa. Unii ar fi memorat multe lucruri ca să aibă după aceea. Așa. Dar el pur și simplu avea rugăciune. Ce vremuri și ce oameni. Andreea vă întreabă, cum să mă raportez și ce atitudine activă să adopt referitor la cele ce se petrec în prezent la Mănăstirea Frăsinei, dorind să urmez calea dreptei credinței? Iertați-mă, Andreea, eu nu m-am amestecat, adică nu m-aș amesteca acolo. Am văzut o înregistrare video pe internet, pe YouTube. Iertați-mă, din cum vorbește omul respectiv, văd un univers cu limitări de înțelegere a realității de acolo. Da? Deci eu am scris inclusiv comentarii, opriți-vă cu chestia asta. Da? Nu știu acum dacă nu aștept comentariile, dar... Nu așa se pune problema. În primul rând, cine sunt eu să rezolv problemele unei mănăstiri? Dar să vin eu să fac un scandal mare și să mă prindă din zbor alții care de abia așteaptă un prilej de scandal ca să vină cu o gură de 40 de ori mai mare? Da? Nu astea sunt rezolvările vieții bisericești. Da? Deci, mănăstirea are un stareț, are un episcop, are niște oameni care, dacă cumva suferă pentru Hristos, din taina aceea jertfei și a ascultării, Dumnezeu face foc acolo, care pârjolește tendințele de a
perturba sau de a deforma ceva. Dacă nu mă mai bazez pe uneltele acestea ale bisericii, e mai ușor să strig în exterior, că toată lumea striga pe diverse rețele, să stârnească. Mi-a scris și mie cineva într-un stil atât de exaltat că nici n-am putut să-i răspund la chestia respectivă. Nu știu de ce fiecare se simte apărător al ortodoxiei. Exact. Și trebuie să salveze Mănăstirea Frăsinei. A ajuns ca fiecare dintre noi să salveze Mănăstirea Frăsinei. Mănăstirea asta, iertați-mă, eu l-am cunoscut pe Staresul Neonil înainte și pe Părintele Ioanichi l-am cunoscut, dar el nu-și mai și aminte că eram tânăr când așa, dar am cunoscut mănăstirea asta. Dacă vreți să vă spun ceva picant, e mănăstirea asta în turlă, pe o înălțime de 2 metri, da? Eu am toată zona întreagă acolo pictată de mine. Da? Deci eu știu mănăstirea aceasta de la fața locului. Eu am ajutat echipa de pictori, de restauratori în această mănăstire. Știu, mergeam, ani de zile m-am adăpostit la frăsineiul nostru, da? Aveam, în sfârșit, am stat și săptămâni, ca să înțelegeți un pic. Da? Deci cunosc mănăstirea Frăsinei și știu ce duh era acolo și așa. Deci dacă sunt neajunsuri și apar, sigur, în viața unei mănăstiri pot să apară ispite teribile, da? Dar nu că vine unul și nu mai aduceți bani aici pentru că după aia e ierarhul și iertați-mă. Sau hai să ne punem să Sfinții Părinți. Dar care Sfinți Părinți? Despre ce Sfânt Părinte vorbești? Unde spune? Ce spune Sfântul Părinte respectiv și care e problema lui cu ce spune, cu ce se întâmplă asta la Mănăstirea Frăsinei. Da? Deci când văd, adică omul ăla care a făcut chestia respectivă avea o evlavie, se vedea pe el. Dar iertați-mă, trebuie să fie așa. Da? Adică nu așa, nici nu se pune problema, nici nu știu dacă a căutat o binecuvântare să poată să facă lucrul acesta. A stârnit pur și simplu el în apărător al credinței, a stârnit. Bine, sigur, vor fi niște răspunsuri. Biserica, dincolo de zbaterile respective. Deci, vă răspund, nu vă amestecați. Da? Exact. Adică, iertați-mă, ce credința mea dreaptă nu trece prin faptul că sunt chemat eu să pun ordine în Mănăstirea Frăsinei, dar de unde și până unde acum? Doar nu o să... Deci, iertați-mă, dacă o astfel de intervenție pe YouTube face din noi toți mărturisitori și apărătorii drepte credințe la Mănăstirea Frăsinei. De unde și până unde? Deci am primit o chemare din partea bisericii să gestionez eu problema Mănăstirii Frăsinei. Nici nu trebuia să o externalizeze persoana respectivă, în orice caz nu așa, pentru că e un om care s-a lăsat amporte, cum spunem aici, s-a lăsat prins așa de așa și a stârnit așa pur și simplu ceva care nu și-a avea loc. Da. Da, și oamenii nu înțeleg că trăim vremuri de vârf, de pisc, așa, al ortodoxiei, ca, cel puțin la nivel administrativ. Adică avem peste tot protopopiate, avem peste tot exarhi, episcopi, mănăstiri, toate puse în... Sigur, dacă e o situație de nedreptate undeva care pot să fac cunoscută, pentru că nedreptate, de neașezare, de ceva... Dar eu am văzut și reactivitatea Patriarhiei și Arhiepiscopiei. De exemplu, când a sezizat cineva la mine că nu știu ce, preot. De fapt, bun, în sfârșit, el a intervenit acolo, dar după aceea a intervenit o doamnă, de exemplu, și a trimis scrisoare. Pe ce e nevoie să intervină părintele de la Paris pe problema cu tare, voi ce faceți și așa mai departe? Și a fost o analiză, a fost un dosar. Da, da. S-au analizat lucrurile și au fost niște răspunsuri și o soluționare, într-un anumit fel, a problemei respective. Da, face parte din viața bisericii. Dar asta e foarte diferit de... faptul că TikTokez sau Facebookez, să spunem, o problemă a unei mănăstiri, de exemplu. De când și până unde este chemat să apăr dreapta credință la Mănăstirea Frăsinei? Da? Dacă vreau, mă pun pe rugăciune. Dacă vreau, mă duc și spun, dacă pot să intru acolo, dacă sunt bărbat, spun pur și simplu, uitați, sunt alături de noastră, mă doare sufletul. În primul să aflu de la oamenii respectivi ce au de spus. Pe oamenii aia nu spun și spun alții care știu și nu știu. Exact. Ionuț, mai departe, întreabă, desigur, putem modifica puțin întrebarea, de ce o femeie alege să se prostitueze? Eu aș întreba cum să ne raportăm la o astfel de femeie care alege o astfel de cale, din punct de vedere duhovnicește, cum să ne raportăm la ea? Ionuț, e foarte cuprinsător subiectul ăsta. O femeie nu neapărat alege din prima, dar victimele acestei situații vin din
familiile acolo unde a existat dezorganizare, răni, care s-au manifestat într-o vulnerabilizare a copilului, care la un moment dat a primit niște impulsuri din partea unor răufăcători și s-a trezit făptuind lucrul respectiv și după aceea sufletul se poate perverti. Unele nu au vrut să ajungă și au ajuns, unele ajung să vrea lucrul respectiv, dar este o creștere în situația aceasta și în reflectarea interioară. Eu am întâlnit astfel de situații, vă spun, la spovedanie am avut pe cineva care a ieșit din asta, nu era într-un lanț foarte complicat, în ceva suficient de redus astfel încât să poată să iasă. Câteva luni a avut nevoie să se schimbe mentalitatea, pentru că era în cușcă, în colivie, în mintea ei. Și nu putea să iasă de acolo. Și dacă nu putea cu mintea, nu putea nici fizic să-și ofere. Ea nu putea concepe că există altă posibilitate pentru ea. Da? Deci cum ajung femeile? Ajung prin niște vulnerabilități de toate felurile. E foarte cuprinzător lucrul acesta. Întâlnind oameni fără scrupule, eram la închisoare la Nanterre și discutam atunci, în sfârșit, cu ai mei de acolo, din închisoare pe care vizitam. Și pun problema aceasta. Și dintr-o dată observ cu uimire că ăștia cât de smeriți erau ei așa și cu pocăință și nu știu ce. Îmi spune zâmbind, tipul, spune zâmbind așa, râzând aproape, părinte. Stați, nu le luați așa, că și ea vrea, spune. Iar ăsta cu vrutul e iar cu dus și întors. Dar și ea vrea, adică e o conlucrare. Și spune, eu nu sunt de azi de ieri, și eu fac chestia 20 ceva de ani, eu știu ce se întâmplă. Adică la un moment dat ei simt că este, stai, și tu vrei și eu vreau. Da, sigur, ceea ce omit ei să mai vadă și să mai spună, este că vrea. Dar ea ce câștigă în realitate? Da, că câștigă e nimic, adică sumele mari se vehiculează de alții, că ele sunt niște exploatate. Da. De-aia în Franța, când se oprește o astfel de afacere, ele sunt considerate victime. Ele nu riscă nimic, ele sunt victime. Și în Franța prostituția nu este interzisă. Dar acolarea, da. Și proxenetismul, da. Deci dacă prostituata aia îmi face semn vino, aia o privește legea. Dacă stă și o văd și eu o interpelez și așa mai departe, nu e nicio problemă. Dacă cineva o exploatează, scoate bani din ea, da. Proxenetismul costă scump în Franța. Scump de tot în Franța. Da. Ca să înțelegem un pic. Deci ce le aduce? Un lanț de slăbiciuni și de neputințe și de lipsă de, adică o vulnerabilitate sufletească, o lipsă pur și simplu de așezare pe un făgaș. Da, pe un făgaș de viață și câteodată și împreună participare, dar, repet, am văzut sclavie pur și simplu în mintea ei până să fie sclavia din exterior. Ferească Dumnezeu! Doina mai departe vă întreabă, spune, desigur că vă ascultă cu drag, vă cere câteva gânduri legate de următorul verset. Vulpile au viziunile lor, păsările cer cuibul lor, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și acum haideți să vedem versetul întreg ca să înțelegem puțin contextul. Foarte important contextul. Și apropiindu-se în cărturare a zis, învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările celor cuiburi, fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Continuăm cu 21. Un alt dintre ucenici a zis, Doamne, să mă duc să îngrope tatăl meu. Iar Iisus i-a zis, vină după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor. E aceeași idee până acum. Adică, când îl urmezi pe Hristos, vor fi neajunsuri. Nu ai de niciunele. E o jertfă. E un risc, ca să spunem așa. Mântuitorul spunea în altă parte, cine vrea să-și piardă viața lui pentru mine și o va câștiga, cine și-o câștigă și o va pierde. Da? Adică cine și-o câștigă cu înțelesurile omenești. Deci el cheamă, da, vedeți, cărturarul ăsta spune, te voi urma oriunde vei merge. Și el le răspunde. Exact cum e suflarea Duhului Sfânt, nu știi de unde vine și unde se duce. Da? Cam așa e. Adică asta este lucrarea așa. Fiul omului însă nu are unde să-și plece cap. Da. Așa a pornit mitropolia noastră. Mitropolitul nostru nu avea unde să-și plece capul, adică nu avea niciunde să doarmă măcar. Da. Așa a pornit.
Acum, slavă Domnului, că are unde. Atenționarea este pur și simplu că în clipa când urmezi lui Hristos, lași deoparte acele comodități, acel confort, să spunem, al existenței tale, pentru a te duce spre ceva ce nu știi cum va arăta în realitate, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu asupra ta. Și nu te mai pui la adăpost cu nimic. Da? Și cauți viul, că se continuă cu versetele celelalte, lasă morții să-și îngroape, adică cei care nu au descoperit viața, tu vino, dacă ai descoperit viața, nu mai lasă-i pe ei și tu vino să te umpli de viață. Bun. O altă întrebare interesantă. Cum vedeți dumneavoastră unirea tuturor bisericilor? Adică toate vor fi ortodoxe? Este acest deziderat al Consiliului Mondial al Bisericilor? Ca toate să fie ortodoxe? Nu, să se unească. Dacă mă întrebați pe mine, ca părere absolut personală, nu poate exista o unire, da, în care entitatea care devine prin unire să nu fie ortodoxă. Pentru că atunci s-a stins biserica. Da? Deci, biserica este ortodoxă sau nu este? Deci, biserica nu poate fi decât ortodoxă. Dar ce înseamnă ortodoxia aceasta? V-am zis, firea omului. Felul în care Dumnezeu vrea să îl înțelegem, să ne apropiem de el. Nu e o chestiune, nu e invenție omenească, nu e o chestiune de negociere între oameni despre mai las de la mine, mai las de la tine și găsim cumva un compromis între cele două. Aia este problema și dificultatea și interpelarea de 2000 de ani încoace. Că ceea ce apără, între ghilimele, să spunem așa cel puțin, creștini, pentru că Dumnezeu de fapt îi apără în trăirea aceasta, este posibilitatea omului de a se îndumnezei. Asta îmi dă ortodoxia. Și vedem. L-au dezgropat acum pe părintele Dionisie Ignat, la cărui înmormântare pronia lui Dumnezeu a rânduit să fiu. Vă dați seama? Și acum descoperă după ani de zile așa, dar eu nu l-am cunoscut direct. Spun pur și simplu că am ajuns la înmormântare. De fapt, am ajuns când se săvârșea din viață și am ajuns la înmormântarea lui. Nu l-am cunoscut pe părintele Efrem din Arizona, dar am primit o mângâiere din partea lui în zilele acelea când s-a săvârșit, la o zi, două după. L-am pomenit la liturghie, recunosc. Mari tainele lui Dumnezeu. Da? Deci, să fac ce pot, da? Dar noi ne preocupă lucruri atât de înalte încât dau vertij, așa cumva. Nu poate exista în orice caz, rețineți lucrul acesta, nu poate să există o unire astfel încât în urma unirii să fie mai puțin ortodoxie trăită, cel puțin de ceea ce numim noi azi Biserica Ortodoxă. Nu poate exista. Dacă e așa, este o alterare a bisericii. Nimeni nu va plăti prețul acesta, pentru că e un preț de sânge dumnezeesc, nu omenesc. Pentru că s-a vărsat sângele lui Hristos pentru ca oamenii să-L cunoască așa cum este El în realitate. Vom vedea pe Dumnezeu precum este. Ăsta este dezideratul nostru. Daniel ridică o întrebare foarte, o problemă foarte interesantă. Sunt două comentarii, le citesc imediat. Părinte, credința în afara familiei este moarte clinică pentru că nu mai are cine să o ducă mai departe. Biserica Ortodoxă Română, din păcate, habar nu are cum statul român distruge familii pe bandă rulantă. România nu are legi. Este amendată de cedo frecvent, biserica nu face nimic, rezultatul nepăsării mai mari bisericii care nu se implică în susținerea legilor pentru a ocroti familia ortodoxă. Daniel, eu nu sunt la curent cu lucrurile acestea și sigur că cele pe care le spuneți necesită o cântărire a lucrurilor, dar puteți să scrieți pur și simplu Ionuț Corduneanu, de exemplu. Ionuț Corduneanu, care este părinte, da? Care este consilier patriarhal, scrieți, de exemplu, la Patriarhie și împărtășiți toate lucrurile acestea, pentru că el e pe zona aceasta de relația bisericii cu statul și poate că îi sunt de folos să-i spuneți lucrurile acestea. Exprimați-vă și căutați să-i scrieți. Da. Cornelia spune felul următor. Protestanții ne critică că ne rugăm sfinților. Nu m-a criticat nimeni până acum. Ei aduc argument faptul că Domnul Iisus a spus că nu există decât El ca mijlocitor între om și Dumnezeu. Cum combatem acest argument? Cornelia, de ce vreți să vă dau argumente sau contraargumente la argumente? Că astea nu țin, da? Eu vă dau un contraargument, după aia îi spun altceva, eu vă spun altceva și așa mai departe. Nu se mai termină lucrul acesta. Contraargumentul cel mai mare este starea acestor sfinți după moarte.
faptul că fac minuni, faptul că vedem trupurile neputrezite, faptul că vedem pur și simplu cum intervin fizic în viața oamenilor. Sfântul Spiridon al Trinitunde, de exemplu, sunt dăți când nu pot să-i deschidă sicriul, da, și atunci îi spun, se mișcă pe undeva, și după aceea când vine în sicriu, după aceea pot din nou să-l deschid. Și îi văd pingelele acelea, văd papucii aceia că sunt tociți, pur și simplu, da? Sunt taine ale lui Dumnezeu. Noi putem să le explicăm, să explicităm ce vrem noi să explicităm sau nu. Eram lângă Sfânta Parascheva și trist, eu venind dintr-o parohie a Sfântei Parascheva, da? Asta e hramul nostru. Și mi-am dat seama la fața lui, prea puțin știu despre Sfânta Parascheva. Mi-era jenă, eram lângă Sfintele Moaște, erau puse în biserica mică. Stăteam într-un colțișor acolo, ei se pregăteau să o munte, cred că în biserica mare sau nu știu ce. Și vine un monac la mine, părinte, am simțit, am simțit că trebuie să vă dau această mahramă, care era pe mâinile sfinte. Acum am aflat între timp că nu prea mai dau ei nimic de acolo, deși îmi pare rău, ar trebui să dea. Să dea generos, vreau să spun. De ce să nu dea? Să dea generos, fără bani, să dea. Pur și simplu, să dăruiască oamenilor această binecuvântare. De ce să-i lipsesc pe oameni? Că Sfânta vrea. Cu mine a vrut. Da? Și eram acolo, deci îmi vedea gândurile, da? Vedea cum sunt, cum funcționez și așa mai departe. Și a zis, hai să-l mângâiem. Și am primit. Am ținut mahrama aia ani de zile. Și a păstrat parfumul, aveam parfumul sfinte ani de zile. Am pierdut-o că am împrumutat-o unui părinte chiar preot, cu un copilaj bolnav a venit și în regiunea pariziană. Mi-a pierdut-o într-un spital. I-am dat-o ca să o țină pe fetița lui. Și da, vă dați seama ce bucurie. Și i-au rătăcit-o în spital, au aruncat-o, cine știe ce au făcut. După ce stăsuse pe pieptuțul fetei mele când era bolnăvioară, adică ani de zile am avut-o și era. Dar bun, Dumnezeu a rânduit alte posibilități. Da, sfinții sunt vii. Chiar și la Apocalipsa aveam acolo, nu? Spune că și luând cartea cele patru ființe și cele 24 de bătrâni au căzut înaintea mele, având fiecare lăută și cupe de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Adică mărturii avem, trebuie doar să citim. Mai ales pentru rugăciunile sfinților părinților noștri. Vedeți? Ei nu spun pentru rugăciunile sfinților părinților noștri pentru noi, că nici nu ne cunoșteau, dar ei se roagă pentru umanitatea întreagă. Adam întreg, cum spune Sfântul Sofronie. Și contăm acolo rugăciunilor. De avem evlavia aceasta, pentru că când am întâlnit pe Părintele Procul, atâta căldură și dragoste avea, că aveam senzația că sunt ruda lui care a venit și dintr-o dată, deci e incredibil. Eu nu reușesc, eu îmi văd neputințele și probabil că răceala mea mai sperie pe unii și pe alții, deși nu-mi propun niciodată să fiu rece, dar probabil că reușesc, pur și simplu. Însă am întâlnit oameni cu căldură sufletească, cu atâta dragoste, încât oamenii ăștia te încălzesc. Asta e o roadă a Duhului. Maria vă întreabă, de ce trebuie să ne acoperim capul când ne rugăm? Și Maria, nu trebuie. Da, nu e obligatoriu. Era o rânduială în biserica primară, pentru că acolo se adaugă. Dacă am căutat iar citatul acolo, am vedea că femeile ușoare umblau despletite. Da? Și era un fel de atragere, atenție, a privirii. Apropo de femeile ușoare, nu mai știu care sunt, dacă Ciprian sau nu știu care, un sfânt episcop al primelor veacuri, la un moment dat o femeie foarte frumos îmbrăcată a venit în piața, așa, ultra frumos îmbrăcată. Și oamenii alergau în jurul ei ca să o vadă, să o admire, că era foarte frumoasă. Și episcopul ăla le spune credincioșul, Doamne, gândiți-vă, dacă noi ne-am îngrijit de sufletele noastre cum se îngrijește femeia asta de trupul ei, să avem frumusețea aceasta, vă dați seama cum am strălucit noi în fața lui Dumnezeu. Da? Deci vedeți, omul ăsta nu a judecat-o, ci a spus cum am putea folosi îndemnul ei în sens creștin, vedeți? E extraordinar. Deci, mai puneți o dată întrebarea. Viața Sfintei Pelagia, nu știu cum se... Maria, deci nu trebuie să ne acoperim, da? Deci nu trebuie să, adică nu e obligația vieții bisericii. Nu înseamnă că dacă merg la biserică obligatoriu să. Dar femeile care fac gestul acesta, care dintr-o bună cuvință personală au chipul acesta îngrijit de a fi în biserică, găsesc cu totul remarcabil și minunat, foarte bine, dar nu din obligație, ci din dragoste de a fi în felul acesta. Dar, de exemplu, mi-acopăr capul, în schimb sunt în blugi care mi arată toate formele, de exemplu. Da?
scopul acelei bune cuvințe se răsfrânge asupra tot ceea ce sunt din cap până în picioare. Da? Deci în sensul acesta, bună cuvință aceasta este exprimarea unei evlavii a sufletului meu față de Dumnezeu, care configurează și îmbrăcămintea. În sensul acesta ne acoperim. Da? Bun. Maria întreabă cum facem să scăpăm de amânarea lucrurilor importante și pierderea timpului pe telefon. Am auzit o soluție recent, că sunt programe care bipăie, de exemplu, dacă ai petrecut prea mult timp pe ceva, pur și simplu să-ți bipăie. La unii poate că merge chestia asta. Depinde la ce folosim. Amânarea lucrurilor importante, asta nu, asta e ceva diferit. Adică eu, concret, de exemplu, când am mai multe lucruri de făcut într-o zi, idealul e să încep cu lucrurile grele, adică cu lucrurile care sunt de miză, adică nu lași lucrurile mai grele la sfârșit. Și la spovedanie, idealul e să încep cu cele mai grave lucruri. Odată spuse, după aia te duci spre descrescături. Dar eu am un mic corectiv aici, de exemplu, când am multe lucruri de făcut într-o zi, dacă mi-e mai ușor cu unele care sunt mici, adică care nu iau un timp nebun, încep să mă încălzesc un pic cu ele, adică fac mici chestii, două, trei. De exemplu, dacă am de lucrat text sau în sfârșit, ce se întâmplă? Încep să corectez textul care era înainte, să-l recitești, să văd, să mai schimb, nu știu ce, și încetul cu încetul îmi intru în atmosferă și după aceea pot să adaug în continuare. Sau câteodată îmi fac ordine pe birou sau în cameră sau ceva în sensul acesta, pentru că mi-e mult mai ușor după aceea să pot lucra, da? Deci mă pot ajuta așa, dar e normal să încep cu ce e mai greu, adică să nu-l pun procrastinare, se cheamă chestia aceasta, când tot amân lucrul care e important. Nu, trebuie să începi cu lucruri greu și să ai un obiectiv, adică la ce vrei să ajungi. Da? E ca pe foaie, știți? Spuneam și altceva, vedeți, am o foaie în mână. Ca să ajungi dintr-un punct în altul, înțelegeți? Da? Trebuie să treci pur și simplu prin, adică să pornești de aici, de exemplu, da? Și să te duci direct spre ăsta. Eu nu prea pot așa invers, da? Dar te uiți spre punctul la care vrei să ajungi și atunci ajungi la punctul respectiv. Dacă nu te uiți la el, greșești. Linia devine strâmbă. Exact. Ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Andrei vă întreabă ce sentiment și ce trăire are omul atunci când este părăsit de harul lui Dumnezeu. Andrei Liviu, nu știți? Chiar nu știți lucrul acesta? Cred că toți îl experimentăm. Efectiv, nu ești tot. Eu nu știu, eu am trăit lucrurile acestea. Deci dacă nu ați trăit niciodată, sunteți fericit. Dar, adică puteți compara dacă ați trăit cu siguranță harul lui Dumnezeu și după aceea vedeți că se retrage harul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Trăirea trăiește ce poate, bietul om, da? Ești stins. Ești stins, nu întreg. Da? Ești descurajat. Toate sunt grele până la urmă. Nu ești bine. Nu ești bine, pur și simplu. Cum se rezolvă lucrul acesta? Trecând imediat la acțiune, făcând lucruri bune, făcând un bine cuiva, spovedindu-te, toate lucrurile acestea. Da? Nu e o stare în care să stăm, e o stare insalubră. Nu trebuie să stai deloc în starea asta. Bun, Marius spune că dacă avem rude pentecostale, le putem trece pe pomenic la Sfântul Masul? La liturghie știu că nu, iar pentru rudele pentecostale moarte, ce putem face dacă nu pot fi trecute pe pomenic? Da, acum vedeți, ca să întregim așa un pic perspectiva dumneavoastră. De ce? Adică la liturghie a pomeni pe cineva înseamnă a-l împărtăși. E o împărtășire și prin această participare. Cine se poate împărtăși? Cineva care s-a străduit un minim de străduință, să spunem așa, de a se apropia de Hristos și de a-l dobândi pe Hristos. La Sfântul Masul le putem trece la pomenic? În principiu nu. În principiu nu, pentru că este o taină a bisericii la care ei nu fac parte prin opțiunea lor de viață. Da? Deci iar e onest. Au opțiune de viață, de orientare, pe lângă biserică. Da? Deci nu sunt în biserică. Asta e. Deci, conform orientărilor, țin cont de orientarea respectivă. Acum, la modul practic, mi s-a mai întâmplat să mai gliseze unul și altul, așa, spun, Doamne, dacă Tu poți primi... Așa, mai pomenit, da? Cu codificarea asta, dacă poți primi. La liturghie e la fel, e taina bisericii, da? Faptul că au murit între timp rudele penticostale, moartea nu le-a rezolvat problema ortodoxiei, da? De e complicat, înțelegeți? Eu primesc tot felul de pomenici de oameni și spun, Doamne, cum știi Tu, miluiește-i, da? Și eu sunt conștient de faptul că
trebuie să fie în orientarea ortodoxă. Da. Georgiana întreabă în următor, cât de păcat este ca o persoană ortodoxă să se convertească la altă religie doar pentru că s-a îndrăgostit de cineva musulman sau altă religie? Pe o scală de atât. E atât. Tot. Știți de ce? Păi dacă dragostea mea pentru un om m-a făcut să renunț la dragostea mea pentru Dumnezeu, pentru că Hristos, numit și mărturisit ca Fiul al lui Dumnezeu, este doar în biserică. Asta face marea diferență între noi și alții care îl văd pe Hristos un mare profet. Paradoxal, musulmanii așteaptă la capătul timpului judecată din partea lui Hristos. Eu spun. Atunci dacă tot te judecă Hristos, nu ai vrea să-ți duci viața ta astfel încât să fii conform cu învățătura lui Hristos? Nu e firesc să fie așa? Da? Deci, revenind acum, dacă dragostea mea mă duce la gestul concret de a mă lepăda de dragostea lui Dumnezeu, nu eu vă judec, dar Mântuitorul spune că cine se rușinează de mine și eu mă voi rușina, nu mai spun că cine se leapădă de mine și eu mă voi lepăda, dar nu că se leapădă de Dumnezeu, că tu te-ai lepădat de El. De fapt, cum e cu lepădarea aceasta? Imaginați mâna mea ca un arbore așa. Dacă decuplez un deget aici, nu mai circulă sângele prin el, nu moare. Da? Deci în clipa când m-am desprins, eu sunt vița, voi mlădițele, Hristos este vița, dumneavoastră sunteți, cum o cheamă? Georgiana. Georgiana. Mlădița, da? Deci Hristos face să curcă seva, care e Duhul Sfânt, prin dumneavoastră. Și dumneavoastră, Georgiana, nu las că eu pot să mă desprind pentru că m-am îndrăgostit și așa. Nici nu vă puteți cununa de altfel decât dacă deveniți musulmană, dacă v-ați schimbat religia, de exemplu. Zic, Georgiana, poate fi altcineva, nu știu, poate întrebați de cine, așa. Deci, dintr-o dată te-ai trezit, ți-ai abandonat botezul, da? Te-ai lepădat de propriul botez, s-a depărtat Duhul Sfânt de tine. Ce poate fi mai redutabil decât lucrul acesta? Ce poate fi mai redutabil? Ce poate fi mai dezastros pentru veșnicia cuiva decât să pierzi Duhul Sfânt, să-L pierzi pe Hristos? Era un părinte, cred că în Patericu, un fiu duhovnicesc care s-a lepădat de el, s-a lepădat de botez chiar. Și era un porumbel care s-a arătat, care se depărtase de el. Și pentru rugăciune, părintele a început încetul cu încetul, au văzut că pe măsură ce sporeau cu rugăciunea de-a lungul zilor, Duhul Sfânt venea până când a intrat din nou în el și a recuperat. Deci vă dați seama ce tragedie. Deci de asta spun, nu ne jucăm. Da. Ștefania are următoarea situație, sunt două comentarii. Am o colegă nebotezată, total contra lui Dumnezeu, care mă contrazice la tot, parcă o arde prezența mea. Ea nu știe nimic despre mine decât numele meu. Eu îi spun doar Sava, cred că ți-am spus. Ea crede că o tratez cu superioritate, dar nu este deloc așa. Vă rog să-mi dați un sfat cum să procedez. Vă purtați cu multă căldură cu ea, în sensul că ba un mic dar, ba o mângâiere prin cuvânt, ba o atitudine binevoitoare, ba mici servicii, să arătăm dragoste. Pentru că e firesc pentru un creștin să arate dragoste. Da? În firesc, adică în savaurile, vă spun eu cum e cu sava, da? Unul întreabă sava, celălalt răspunde paditu, me pourquoi, parce que je ne sais pas ce que je fais. Și după ce l-ascultă un pic, spune, Messi non ça va? Adică, aparte asta, e totul bine? Păi, dar mai mi-arde mie de altceva în clipa când. Adică, ça va ăsta a devenit deseori o chestie așa de reperaj, dar fără să mă implic prea tare. Dacă îmi spune celălalt că nu e bine, nu mă bag mai mult. Da? Nu merge așa. Creștinul este un om care e prezent totuși alături de ceilalți și în ceilalți. Da? Deci, în felul acesta, eu aș umaniza cât pot relația cu ea. Mi-a spus un francez, acum bine, el e ortodox, se împărtășește, dar ne-a spus, venind la cripta noastră, spune e incredibil ce faceți aici, pentru că căldura pe care o simt din partea voastră, eu nu am din familia mea. Așteptam, aveam așteptări din partea familiei mele să mă încălzească cu dragostea lor, dar am o situație familială complicată și, efectiv, nu simt dragoste de la ei. Și ce faceți în parohie aici, simt dragoste.
Foarte frumos. Madalina vă întreabă dacă atunci când ne rugăm ne apar gânduri care nu au legătură cu rugăciune, cu rugăciunea, acele gânduri sunt de la cel rău, cum să știm dacă nu sunt de la patimile noastre care ne stăpânesc? N-aș putea să precizez acum cu toate. Sunt și unele gânduri murdare care sigur sunt de la cel rău, da? Le vedem prin calitatea lor mizerabilă. Dar nu asta contează. Contează dacă sunt pe o rugăciune consacrată, să repet cuvintele rugăciunii astfel încât să spun cum trebuie, ca și cum trimit o scrisoare. Dacă tinde să plece la altă adresă, să o pun la adresa care trebuie, da? Să nu pierd pe Dumnezeu din vedere, iar când sunt cu rugăciunea inimii, să reiau rugăciunea inimii. Nu stau, Sfântul Porfirie nici nu ne îngăduie să ne preocupăm de calitatea gândurilor noastre, în sensul să ne gândim ce gânduri gândim, ci ne spune doar atât, să ne preocupăm de Hristos și restul se rezolvă. Da? Deci asta trebuie să facem. Deci nu stăm la dialog cu gândurile. A venit mizeria aia, disprețuiesc lucrul respectiv, nu îl bag în seamă și îmi reiau și ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Adică îmi văd de treabă, nu mă las tulburat cu nimic. Pentru că deja dacă gândesc la gând, deja gândul și-a vărsat în mine o semnificație și atunci mă luptă mult mai tare. Părinte, țin post curat primul în viața mea, nu sunt spovedit, pot să mă împărtășesc? Nu. Pentru că nu postul este acces la împărtășani. Accesul la împărtășani îmi dă, cum spune Mântuitorul, cercetarea conștiinței. Da? Cercetarea conștiinței a căpătat formă în biserică prin spovedit. Da? Deci exercițiul spovedanii este esențial. E mult mai greu să mă spovedesc decât să țin post. Da? Pentru că am de-a face cu mine. Dar auziți, dacă tot ați parcurs atâta drum și ați făcut lucrul ăsta care e minunat, ce mare lucru acum să mergeți la un părinte să mărturisiți așa ce mai e și să luați binecuvântarea de la el să împărtășiți. Mai aveți un pic. Două întrebări mai sunt. Nicoleta vă întreabă în felul următor. Părinte, cum să-l conving pe soțul meu să vină la Sfânta Liturghie? La maslu participă, dar duminica nu vrea să vină la biserică, la slujbă. E drăguț că la maslu participă. Nicoleta, nu știu, n-am răspuns. Aș vrea să am, m-aș bucura, aș vrea să descopere Dumnezeu ce să-i spune soțului nostru. Dar eu cred că dacă vă vede venind de la biserică luminoasă, drăguță, cu bucurie, cu nădejde, cu toate calitățile acestea care mărturisesc lucrarea Duhului dumneavoastră, îi va fi foarte interesant, foarte, adică îi va fi dor cumva, așa, cumva să dobândească și el o sare similară. S-ar putea să îl molipsiți, pur și simplu, prin cum câștigați pe Dumnezeu. Și ultima întrebare. Nu știu ce să mă mai fac, mă simt mereu în insomnie și parcă nu dorm, nu prea aud bine și nu mai am dragoste față de părinți, mereu plâng și sunt trist în fiecare zi. Poate să există o pricină medicală, pur și simplu puteți să aveți anumite lipsuri în organism, deci ar fi bine să vă vadă totuși să faceți și o investigare medicală. Da? Pot să fie efectiv, câteodată sunt niște carențe în organism care ne dau niște stări așa care nu sunt bine. Deci cercetați medical. Și doi, totuși să mărturisesc lucrurile astea la un duhovnic. Pentru că eu n-am întâlnit de atâția ani un dosar încredințat unui duhovnic la spovedanie să nu se petreacă ceva de acolo. Da? Deci încercați cele două în paralel. Așa ar trebui. Părinte, mulțumim din suflet pentru timp, răbdare și răspuns. Cu drag. N-aș fi crezut că am energie pentru seara aceasta, dar mă gândeam cum o să... Dar Dumnezeu a... Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc, le mulțumim tuturor pentru prezență, pentru răbdare, pentru frumoasele întrebări și pentru frumoasele mesaje. Nu uitați să țineți aproape, abonați-vă, distribuiți live-ul, dați un like. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn pentru această seară. Da, cred că adevărata apărare a ortodoxiei nu e lupta cu celălalt, ci lupta cu mine însumi, cel care tind să devin în clipa când... Nu sunt atent la Hristos, la ce vrea El din viața mea. Da. În clipa când există o reușită cu lucrul acesta, reușita aceasta se transformă într-o sursă de inspirație și pentru viețile celorlalți. Aceasta se petrece într-un firesc al tăinuirii mele. Pur și simplu încerc să fiu cu Dumnezeu, la untrul meu. Și în clipa când va fi ceva valabil, vor constata și ceilalți. Iar dacă nu vor constata așa, nu e cazul să le povestesc eu
și mai curând să aștept roade. Da? Deci în felul acesta, devenind eu, cred că este cea mai bună apărare a ortodoxiei în chipul firesc al lucrurilor. Și dacă biserica mă cheamă spre alt fel de lucrare explicită, de exemplu, tu faci cateheză, tu faci nu știu ce și așa mai departe, dar să primesc o lucrare a bisericii, asta e cu totul altceva. Da? Cine primește această chemare, dea Domnul putere să răspundă. Amin. Sărbătoarea, noapte liniștită a tuturor. Curie tuturor și sărbătorile cu